ordinară. Înainte de a intra cu ordinea de zi, am să vă informez că particip din partea ADIS-BACO, domnul Bogdan Sedu. De asemenea, înainte tot de a prezenta ordinea de zi, domnul director. Rog pe domnul președinte ședință să supună spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară, dacă nu sunt obiecții. Da. Supune la vot ședința anterioară. Ce este pentru? Procesul verbal. Abțineri. S-a aprobat cu numărul 17 consilieri. Cel care data trecută din motive că mi-a fost lipsit, trebuie să-și voteze acum, atât timp dacă nu a avut cunoștință de discuția ce sunt întâmplat. Da, da. Dacă a fost la comisie, a stabilit cu comisie. Păi nu, vorbesc de ședința anterioară. A fost procesul verbal de la ședința anterioară. Nu, nu a fost, da? Chiar da, nu a fost. I s-a primit procesul verbal. S-a primit procesul verbal. Vă rog să vorbiți, domnul Țifrea, că nu sunteți întrebat. Nu, ședința consiliului local nu te îndemâne, marocani. Vă rog frumos să fiți respectuos. Da, deci poate, el l-a primit. Deci vă rog frumos. Da. Trecem la punctul 1. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Doctana, biroul impozite și taxe locale. Da, la punctul 1 am să prezint eu transformarea și modificarea unor funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al domnului primar. Că se propune transformarea unei funcții publice din cadrul biroului impozite și taxe locale, o funcție publică vacantă, cu ID post 212468, funcție publică din referent 3 grad superior, din cadrul impozite și taxe, în referent principal clasa 3 cu studii medii. De asemenea, propun modificarea unui număr de două funcții publice din statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului, în vederea promovării doamnei Hârbu Elena Luminița de la inspector principal la inspector superior și în vederea promovării a doamnei Vasileu Marinela de la inspector principal la inspector superior. În urma concursului care l-a dat a examinării, trebuie să punem spre aprobare și hotărârea Consiliului Local de modificarea funcției publice. Dacă aveți obiecții, dacă sunt discuții, pentru acestui... Supune la vot și este pentru. Ține, se aprobă cu număr de 17 consilieri. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind completarea cu poziția 227, 228 și 229 din inventarul domeniului public al Comunei Doctana, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 2, pe 2001. Da, o să prezint cu domnul Toma Băuriță. Se completează inventarul domeniilor care aparțin domeniului public al Comunei Doctana, cu poziția 227, 228, 229, conform anexii care face parte integrantă din prezenta hotărârii. La poziția 227 avem un teren suprafață de 5.307 metri pătrați, în extravilanul satului Dofteana, zona Parcul Cucuieț, un teren în categorie de folosință neproductiv, destinat amplasării stației de epurare care va face parte din sistemul de canalizare apuzat. Pozițiile 228 și 229 se completează în, având în vedere solicitarea COMPET de închiriere a acestor terenuri, în vederea lucrărilor de înlocuire, modernizare, sistem transport în conducte, ce au dânsii. Și avem în satul Bogata drumul de exploatație, o suprafață de 1400 metri spre Râul Mărului, care va fi traversat de această lucrare și va fi închiriat, și un teren neproductiv categorie de folosință, categorie de folosință neproductiv, în suprafață de 530 de metri, respectiv în zona râpa plocului, cu asta unde sunt conductele aeriene. Dacă sunt discuții pe acest proiect? Ce scuze să intervin? La primul punct n-am cerut avizul comisiei. Ce a avut avizul favorabil? Da, s-a dezbătut proiectul comisiei de specialitate și s-a dat aviz favorabil. Pentru al doilea punct, la fel, comisia judică? La fel și pentru al doilea punct. Da, vreau să vă informez cu privire la primul proiect, sau mă prin al doilea proiect. E vorba despre locul unde va fi amplasat stația de epurare. Pe o suprafață de 5.300 de metri pătrați, acolo în apropierea râului Cotuș, în stânga dizbenzinării, ca să știți destul de bine. Acolo este un teren vacant, care la ora actuală este
populat cu foarte multă vegetație. În anul 2009, când am intenționat să facem ridicarea topo pentru canalizarea care face obiectul măsurii 3.2, am stabilit acolo la fi stație livrare, dar la momentul respectiv solicitat dar numai ridicări topo și nu și cadastru. Acum, din ceea ce voi explica consilierul juridic, rezultă faptul că vom întocmi cadastrul respectiv și o vom pune la dispoziția firmei de consultanță. Chiar sigur nu suntem dacă acolo va fi stația de curare, să vedem cu privire la părerea pe care și-o dă și acei specialiști. A doua poziție din proiectul de hotărâre, în legătură cu suprafața de 1400 de metri pătrați, așa, Toma? Da. Cei care fac obiectul la drumul ce face legătura din DN12-a către Românărului, e vorba despre tot drumul care face o subtraversare cei de la Compet, cu un tub protector și vor trece cu o conductă lețiție. Iar aici, unde spunem noi râba lui Plopu, mai bine zis, la stânca, care conduce către fântâna Bogata, acolo este domeniul public, unde sunt mai multe conducte și dumneavoastră vor traversa conducta pe domeniul public, iar noi trebuie să facem parte, acest teren să fac parte din inventarea domeniului public și trebuie să o cadastrăm. Despre asta vorbim. Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect, supunem la vot cine este pentru. Se aprobă cu număr de 17 consilieri. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Băuriță Toma ca membru în adunarea generală a acționarilor SECE Compania Regională de Apă, în locul domnului Muraru Ioan. Da. Deci vă solicit spre analiză și aprobare înlocuirea domnului Muraru Ioan, care avea dreptul de vot în AGA, adunarea generală a acționarilor, întrucât s-au început investigațiile la canalizarea din localitatea noastră și un membru principal care participă la ridicări de topo și la toate lucrările care vor avea loc pe teritoriul Comunei Burteane este consilierul juridic Toma Băuriță, care este șef de Rom Management Proiecte și în aceste condiții să știe ceea ce votează în ședința AGA și să ridice probleme în ceea ce privește canalizarea din localitatea noastră. Dacă sunt discuții, suștăm avizul comisiei, da? Da, fiți favorabil din partea comisiei juridice. Cine este pentru? Abțineri. Se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind la aprobarea susținerii din partea UNICEF a cheltuielilor aferente salariului unui referent cu atribuții sociale. În vederea încadrării din Serviciul Public de Asistență Socială sub urma Consiliului Locul Burteanu, aprobat prin HCR numărul 41 din 27 noiembrie 2015. Se propune încadrarea unui asistent social, un nou post, având în vedere susținerea UNICEF pentru proiectul Incluziune Socială prin furnizare de servicii sociale integrate la nivelul comunității. Pe durata proiectului, respectiv până la data de 31 decembrie 2017. Da, și vă rog să specificați în referatul pe care există depus la proiect. Adresa care a venit de la UNICEF spune destul de clar, menționând totodată faptul că UNICEF va susține aceste costuri pe toată durata implementării proiectului. Deci salariul acelui referent care va fi încadrat, până la terminarea proiectului, va fi susținut de către UNICEF. Dacă sunt discuții, supunem la vot. Încadrarea se face, domnul primar. Încadrarea se face până la terminarea proiectului, bănuiesc. De perioada determinată. Nu. Susținerea e pentru deci, pe perioada proiectului. Am înțeles. Deci, ați văzut dumneavoastră că au făcut referire la o hotărâre a Consiliului Local din anul 2015, da? În anul 2015, noi ne-am... În anul 2015 am intrat în proiectul de incluziune cu UNICEF. Da. Și acolo spune destul de clar, angajamentul primăriilor, nu numai a mea, că suntem 53 de localități în UNICEF, în județul Bacău, angajamentul nostru este acela, după terminarea și încheierea acestui proiect, să rămână în continuare angajați în unități administrative teritoriale și să facă ceea ce au făcut până la ziua. Singura diferență e că susținerea UNICEF-ului este până în 2017 pentru că urmează a fi... Am specificat odată. UNICEF-ul va asigura salarizarea până la încheierea proiectului. Din discuțiile purtate cu dumneavoastră, e posibil să prelungească chiar și până în anul 2018. Cei care au fost angajați, un asistent social, inclusiv un asistent medical social, au fost angajați pe perioadă nedeterminată. Așa, unul este funcționar public, unul este contractual, deci asistentul medical nu avem
post prevăzut în organigrama noastră de astfel, pentru că nu ne permite ANFP-ul, în condițiile astea vom angaja tot un asistent social contractual. Și pe perioada cât va funcționa acest proiect, salariul va primi de la UNICEF, apoi avem obligativitatea să le asigurăm salariile în continuare din asistență socială. Alte discuții. Dacă mai sunt și alte discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind la aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Macău, ADIV. Da. La acest proiect de hotărâre, proiectul numărul 5, din motivul acesta l-am invitat pe domnul director Bogdan Sirm și o, da, o să vă explicați. Nu, ești cu ADIV. Da. Spune. Prin adresa ADIV, mi se aduce la cunoștință că, printr-o serie de proiecte derulate în județul Bacău, infrastructura de apă și apuzată a fost îmbunătățită în ultimii ani, ceea ce contribuie la crearea unor previzii corespunzătoare pentru noi investiții în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, POIM, 2014-2020. Conform master planului, sectorul de apă și apuzată din județul Bacău, la nivelul județului Bacău, după finalizarea lucrărilor în derulare, sistemele de canalizare vor fi caracterizate prin 35 stații de epurare municipale, 119 stații de pompare apă uzată, 940 km de rețea de canalizare. În prezent sunt identificate 54 de aglomerări mai mari de 2000 populație echivalentă. La nivel județean, populația care beneficiază de infrastructură de apă uzată reprezintă circa 49% din locuitorii județului. Având în vedere cele mai de mai sus expuse, asociația solicită efectuarea unor modificări ale statutului care privesc funcționarea structurilor asociației prin precizarea expresă a unor atribuții ale Consiliului Director în privința politicii de personal, precum și adăugarea unei atribuții privind întocmirea organigramei, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al personalului asociației, precum și supunerea acestora spre aprobarea adunării generale. Ulterior, hotărârilor din Consiliu care se vor lua la nivelul întregilor comuni membri ADIV, vor fi supuse și AGA ADIV-ului. Da, vă rog să explicați. Deci Primăria Dofteana, inclusiv și alte localități din județul Bacău, sunt membri ADIV. Din câte cunosc și am văzut și pe postul televiziune, cei care încearcă să iese din ADIV, să vă emite o hotărâre de guvern cât se poate de repede, și nu o să mai poate ieși. Deci vom merge în continuare cu sistemul nostru de canalizare prin Autoritatea de Dezvoltare Intercomunitară a județului Bacău. Asta înseamnă. Dacă aveți discuții. Dacă sunt discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Da. Vă dau cuvântul, domnul Gheorghe. Mulțumesc, domnul primar, în primul rând pentru invitație și domnilor consilieri pentru amabilitatea și cadrul pentru consiliul pașului de comisie. Pe scurt, toate unitățile administrative teritoriale din județ sunt membre în ADIS. De ce s-au asociat? Pentru că aveau o problemă comună, cea a salubrizării și o soluție comună. Se modifică statutul la ADIS, pe deosebire de ADIF, prin hotărârea de guvern 742 din 2014, în ceea ce privește cvorumul de luare a deciziilor. Prin hotărârea de guvern 155, prin care se stabilea statutul cadrul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare, existau anumite hotărâri care se luau cu unanimitate. Însă, vă dați seama că un astfel de lucru, oricât de tentant ar fi, iar eu susțin principiul unanimității, în practică se izbea de o opoziție, fie din neștiință, din voință sau alte motive pe care nu vreau să le comentez, și se bloca un proces decizional. Astfel, Guvernul României a fost sesizat de către Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare că există riscul unor blocaje decizionale. Motiv pentru care a fost adoptat în anul 2014 de către Guvernul României hotărârea de Guvern 742. Mai pe scurt, se vor lua decizii cu unanimitate și o majoritate calificată. Două treimi. Minoritatea se supune majorității. Pe scurt, și în cadrul consiliilor locale sunt hotărâri care se votează cu
cu unanimitate. Sunt hotărâri în care există abțineri, voturi împotrivă, există hotărâri care pentru a trece este nevoie de jumătate plus 1, altele de 2 3. Același lucru devine aplicabil și valabil și la nivelul ADIS Bacău. Este o chestiune de aplicare în practică a unei hotărâri de guvern. Efectiv, din punctul meu de vedere, va simplifica anumite decizii care vor fi luate în cadrul asociațiilor. Însă, nu uitați un lucru. Orice se decide la nivelul asociației, trece înainte de toate și pe la dumneavoastră. Simplu. Vă stau la dispoziție dacă aveți pe acest proiect de hotărâre întrebări, nelămuriri. Dacă sunt discuții, putem acest lucru. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Să aprobăm cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău. Da, domnule. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte de ședință și a dumneavoastră, domnule primar, dar în special a dumneavoastră, domnule consilier, voi intra în discuție nu doar cu acest proiect de hotărâre, ci cu toate trei pe care le aveți supuse atenției, întrucât între ele există o succesiune logică și o legătură de cauzalitate. Spuneam în cadrul ședințelor de comisie că la finele acestui an, cu certitudine, celula 1 a depozitului conform de deșeuri de la nivelul județului Bacău se umple și se închide. Celula 1 este proprietatea primăriei municipiului Bacău și în ea depozitează tot județul. Celula 2 este proprietatea Consiliului Județean Bacău, iar în ea va depozita întreg județul. Celula 2 a fost scoasă la licitație în numele și pe seama UAT-ului membre de către ADIS. Însă vă spun cu toată certitudinea, în calitate nu doar de director executiv al ADIS, ci și de președinte al Comisiei de Licitație, că până la momentul închiderii celulei 1, eu nu pot oferi cu certitudine membrilor ADIS un orizont de timp rezonabil și o asumare a faptului că noi, ADIS-ul, vom finaliza acea licitație. Are o valoare mare, o complexitate pe măsură, o durată lungă de timp, 23 de ani. Sunt doi competitori care se bat pentru a câștiga acest contract și orice decizie am luat noi ca și comisie de licitație, aceasta va fi automat contestată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și apoi la Curtea de Apel. Ce vă pot spune cu certitudine este că această licitație se va finaliza în instanță. Momentul la care se va finaliza este incert. Ce e cert e că celula 1 se umple, iar toate UAT-urile din județul Bacău au nevoie de depozitare în celula 2, care este singurul loc la nivelul întregului județul Bacău unde se pot depozita toate deșeurile. Avem nevoie cu toții de depozitare, aveți nevoie în calitate de UAT, de depozitare este unica soluție și slavă Domnului că o avem la îndemână. Spre deosebire de modalitatea gestiunii delegate care presupunea licitația noastră, cu caracter temporar, există soluția de avarie în sprijinul tuturor oamenilor din județ, la îndemâna Consiliului Județean în calitate de proprietar. Am înființat un serviciu public județean care se ocupă de activitatea aceasta, de depozitarea deșeurilor, de aceea fac legătura următorul proiect de hotărâre. Ați aprobat în 2014 modalitatea de gestiune delegată. Acum, aprobați modalitatea de gestiune directă. Asta înseamnă că unul dintre membrii ADIS-ului, Consiliul Județean, care e și proprietarul celulei 2, se va ocupa în mod direct de activitatea de afară. Aveți un caiet de sarcini la următorul proiect de hotărâre care stabilește exact ceea ce are de făcut acel serviciu public județean. În al treilea și în ultimul rând, este vorba despre tariful cu o fișă de fundamentare, tariful la depozitare. Astăzi, la celula 1, tariful de depozitare este de 24 de lei pe tonă la deșeurile menajere și 6 lei pe tonă deșeurile din construcții și demolări. Fac o scurtă paranteză și vă îndemn cât se poate de deschis dacă mai există depozite de deșeuri din construcții și demolări necontrolate pe raza UAT Bocteana, scăpați acum de ele, cât e încă 6 lei tona la depozitare. Când s-a închis celula 1 și se depozitează în 2,
Tariful la depozitare este de 54 de lei pe tonă. Vestea bună pentru ATU-urile care sunt membre ales și toate sunt, dar mai ales parte în contractul cu Romprescu, este că, în cazul lor, în ceea ce privește taxa de salubritate per cetățean, lucru extrem de sensibil și la care știu foarte bine că sunteți atenți, este că nu va crește decât urmând evoluția graduală stabilită de comun acord din 2010 prin planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor. Mai pe scurt, crește o componentă a serviciului de salubrizare, însă acest lucru, în interiorul ADIS-ului, se reglează prin mecanismele financiare care presupun gunoiul tuturor, populația tuturor, banii tuturor la comun și în interiorul ADIS-ului se echilibrează cu tarifele diferențiate și taxele diferențiate. E foarte simplu din punctul meu de vedere, de aceea am venit cu inima deschisă către dumneavoastră, știind că vin cu vești bune. Prima este cea legată de faptul că pentru 65 de unități administrative teritoriale din județ, între care și UAT Dopteanu, e clar că se respectă planul anual de evoluție a taxelor, din păcate, nu pot oferi aceeași previziune și certitudine vis-a-vis de celelalte unități administrative teritoriale din județ, că de o parte Bacău și 22 de comune, care sunt parte a unui pachet de licitații de colectare și transport distinct, dar care nu este finalizat încă, și mai ales pentru cele 5 excepții care au ales să nu facă parte din pachetul comun. Din păcate, creșterea de taxă în cazul lor va fi mult mai mare decât evoluția de pe planul anual pe care îl cunoașteți în 2010. Cu titlul de exemplu, de la 3,76 se va ajunge la 3,80, nu știu, în 2017. Da, în 2017, o creștere nesemnificativă de 0,1 RON per cetățean. Adică e extrem de mică această creștere. Calculam, din păcate, în urmă cu o săptămână pentru un UAT care a ales să-și păstreze în gestiune directă colectarea și transportul. Această creștere de tarif pentru UAT-ul respectiv va putea însemna o creștere de aproximativ 3 lei pe lună de persoană. E o creștere imensă. De aceea spun și am spus întotdeauna, împreună, având problema salubrității, dar și soluția comună, UAT-urile care au înțeles că ăsta e rolul ADIS-ului, asociere pentru găsirea celei mai ieftine soluții comune, slavă Domnului, spuneam, există soluții și predictibilitate. Motiv pentru care, repet, singura soluție, fără un impact semnificativ pe partea de taxă, nu văd de ce ar exista, nu știu, opoziție vis-a-vis de aceste proiecte de hotărâre. Dar vă stau la dispoziție cu orice informație aveți nevoie vis-a-vis de aceste trei proiecte de hotărâre. Repet, pentru mine au o legătură de cauzalitate și o succesiune logică. Ați aprobat în 2014 gestiune delegată care a presupus licitația nefinalizată, acum e gestiune directă. Am unul dintre membrii ADIS. Caiet de sarcini pentru serviciu public, să se știe clar ce are de făcut fiecare acolo la groapă. Și tariful care are o fișă de fundamentare pe elemente de cheltuieli. Făcând comparația cu tariful de 24 de la celula 1, o spun cu toată deschiderea chiar și în fața presiei. Diferența între cele două tarifuri era următoarea. Primul era făcut pe bază de referat, fără să ține cont de elementele de cost reale, motiv pentru care proprietarul celulei 1, în speță primăria municipiului Bacău, are astăzi mari probleme vis-a-vis de închiderea acestei celule. Costurile variind între 700.000 și 1 milion de euro, bani care ar trebui să existe într-un cont al primăriei municipiului Bacău, alimentat din acest tarif. Însă, nu s-a perceput tariful, a fost foarte mic și artificial stabilit. Din coace Consiliul Județean, sub nicio formă, nu va repeta această greșeală. Este un tarif fundamentat pe elemente de cheltuieli, care ține cont de absolut tot ceea ce înseamnă evoluția activității acolo, inclusiv nevoia de închidere, la un moment dat, din bani obținuți din operare, și de aceea este această diferență. Repet,
Nu vă privește pe dumneavoastră, dar v-am spus o putiviu de exemplu și paranteză. Din păcate, primăria municipiului Bacău, practicând un tarif artificial de mic, în încercarea de a ține o taxă de salubritate în mod artificial mică, astăzi se trezește cu o gaură în buget, pe partea de investiții, care nu știu cum poate fi susținut. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări aveți. Dacă sunt discuții pe tema acestor proiecte legate de salubrizare? Eu. Deci ne-ați întrebat dacă la nivel de localitate Bacteană există sau mai există groapă de gunoi menajer sau nu, de demolări? Nu. Deșeuri abandonate de populație, pentru că, din păcate, există... Deșeurile abandonate de populație care pot fi? Nu și deșeuri și menajeri. Din, și menajeri și din bun, construcții. Vă întreb așa, din construcții și demolări. La cine vă referiți? La persoane fizice și juridice sau la instituțiile statului? Fizice și juridice. Bun. Ce legătură are Consiliul Local și Primarul cu persoanele fizice sau juridice care ei, din câte cunosc din master plan, au obligativitatea în momentul când au demolat casa, când au demolat niște construcții vechi, să sune la firma de salubritate, să vină să le preia pe contaj și să le ducă la Bacău. Corect, corect. Deci noi nu avem niciun fel de amestec în ceea ce privește situația asta. Dacă dumnealor depozitează într-un loc în care nu periclitează sănătatea populației din localitatea noastră, dumneavoastră a spus că s-o ieftinit și este mai ieftin și e un mare avantaj. Deci lucrurile astea ar trebui să le știe cetățenii din fiecare localitate. Absolut. Care sunt membri, adică localitățile care suntem membri ALIS, pentru că noi nu avem obligativitatea să transportăm și nici să plătim facturi umflate artificial. Nu numai. Deci, din demolări, o greutate destul de mare. Din demolări nu se pot încărca în aceste mașini la Romprestului. Deci, e clară situația. Deci, aș vrea să informați Consiliul Local că, în ceea ce privește această situație cu demolările, cu deșeurile provenite din demolări, nu au nicio obligativitate. Adică, dacă se atragă atenția celui care depăstează primarul apelor sau unele locuri care sunt neconforme. Mă am spus-o cu simplu... La modul general. La modul general. Pentru că venind către dumneavoastră, ieșind dintr-un OAT vecin în drum, nu am putut abține să nu remarc pe marginea drumului, pe lângă calea ferată, depozite evidente din construcții și demolări. Nu-i, deci nu-i cazul la dumneavoastră. Calea ferată da. Au, la rândul lor, au un cadastru care au o suprafață și o zonă de siguranță. Absolut. Care ei o administrează. Da. Deci e clar, dacă ei oricum ar fi face parte dintr-o anumită localitate, deci conducătorul instituției respective are obligativitatea prin pârghile și prin măsurile să le pună în vedere, sau dacă nu și altfel, să-și salubrizeze zona. Deci nu, dar mai nou le facem noi treaba. Din păcate. Da. Mi-aș dori ca tot ceea ce înseamnă activitatea de salubrizare la nivelul județului Bacău să aibă niște componente. Pentru mine ele sunt foarte clare, dar simple, cunoscute și acceptate. Din păcate, am spus-o, dacă, ferească Dumnezeu, există astfel de depozite, sarcina nu este a Consiliului, este a dumneavoastră, din păcate. Cade pe umerii dumneavoastră, din buget propriu, dacă unul a demolat, nu a încheiat contract individual, le-a abandonat pe raza OAT-ului și nu l-a prins. Dacă l-a prins, jos pălăria. E pasibil și de amendă. Însă, se întâmplă lucrul acesta. E păcat de Dumnezeu. În condiții ce poate să depoziteze? Țiglă spartă, că marea majoritate cei de care au construit și avem acoperișuri din țiglă, au o vechime de minimum 30 de ani. Dacă nu mai mult, 30-60 de ani și mai mult. Bun, țiglă spartă care este deteriorată, zic eu, bolțari sau chirpici, care ele toate la rândul lor, nu știu dacă prezintă un pericol pentru populație, în care noi la ora actuală, unde a fost fosta, așa zisă, groapă de gunoi, care ea era, nu era declarată ca și groapă de gunoi, dar acolo, într-o anumită margine, poate să depozitezi și la rândul lor, din ceea ce înseamnă decolmatări de pământ, din consolidări de mal, avem pământ și atunci regularizăm terenul de așa natură, nu pune în pericol populația sau alte persoane din. Bun, în regulă. Oamenii vin și spun în felul următor, domnule, demolez casa sau demolez gradul, unde duc? Și eu indic poziția acolo să le pun într-o formă oarecare și noi ne-am luat obligativitatea de așa natură să le acoperim. Dacă oamenii ajunge deja de bea, își plătește taxa de salubritate
anual și avem tot felul de discuții în ceea ce privește situația aceasta, atunci doriți mai de cetățeanul respectiv să mai ducă o basculă până la Bacău și faceți calculul. 150 de km dus și întors până la Bacău, să depășeze acolo. Bun, domnul primar, amândoi știm care sunt obligații. Știu, aș vrea să aduceți la cunoștință, totuși, dacă am de vorbă, despre preț. Aș vrea ca să informați Consiliul Local, deci până în prezent, dumneavoastră știi, 3,76 și n-ați specificat, e de persoană. Absolut, de persoană așa. Pe lună. Pe lună, 9,76 în mediu urban. 9,25 pe lună. Da. La anul 2017, dacă m-ar ajuta... În doamnă. Premieră, eu vă spun, dumneavoastră, adică știți că v-am informat, dar numai verbal. La Dofteană nu este așa. Să spun oricare dintre consilieri cât plătește taxa de salubritate. 89 lei per gospodărie. Da. 89 lei pe gospodărie, da. Și faceți calculul. Dacă dumneavoastră ați vorbit, cât ar trebui să dați la 3,76, domnul? 45-47 de lei pe an. La o persoană. La o persoană. Da. Sunt ori 6 persoane, persoane cât sunteți dumneavoastră. Sunt 2.700. 270-280 de lei. Deci dăm în transfer. Bun. Exact. Dar care au 8, 9, 10 persoane, cum sunt? În perioada lunii mai, știți ce a fost în luna mai? Știu. Veneau mulți și spunea așa, nu, noi vom reduce gunoi. Vă rog frumos, cei care aveți acum argumente, și vă rog să veniți, domnul director este aici, de la 3,76 de persoană pe lună, reduceți-l și veniți cu o formalitate legală în care puteți să reduceți gunoiul. Mai spuneați la Biserica de Pentecostal, domnul Dezdrobitu, că reduce ca la Comănești, la 2 lei metru cub de apă. Vă rog să veniți cu un proiect de hotărâre, dacă toți suntem aici, și domnul director, și reducem apa și gunoiul. Dacă aveți motive, că motive sunt, un proiect, vă așteptăm luna viitoare sau în continuare, până la anul, veniți cu un proiect de hotărâre și... Bun, și în cazul acesta, noi la creștere de tarif, în momentul când... De când intră în vigoare creșterea tarifului? Care? De luna viitoare? 3,76? Da. Nu, 3,76 a intrat de la 1 ianuarie 2016. A intrat, știu că a intrat, dar s-a modificat conform hotărârii ulterioare, s-a redus cu semnătura oamenilor și a tot, a venit și s-a revocat hotărârea. Domnul și s-a ajuns la semnăturile cetățenilor dumneavoastră? Nu la dumneavoastră aici. Nu s-a modificat, domnul primar, hotărârea Consiliului Local. Nu s-a modificat. Ce bun, și atunci deci este 89 de lei de persoane, nu, dar de familie, scuzați, așa merge și în continuare. Factura ne vine 200, vă vorbesc în bani vechi, 258 de milioane pe lună. Faceți calcul, 258 de milioane și vedeți dumneavoastră cât vine pe persoană. Să vedeți unde am ajuns noi și din ce motive am putut noi să facem artificios să putem să achităm taxa. Fără să majorăm la persoane și fără să luăm bani din bugetul local. Proiectul ăsta mi-a aparținut. Veniți dumneavoastră cu un alt proiect, eu am venit cu ăsta și merg cu el așa, până la 1 ianuarie. Iar de la 1 ianuarie încolo, ceea ce spunea domnul director, și vă rog să studiați bine în Marcovandă, se va modifica nesemnificativ, foarte, foarte puțin. 2018 la fel și în continuare, indiferent cine va conduce localitatea. Eu am venit cu un proiect în luna mai, în care m-am angajat să achit fără să aduc bani decât numai din buget. În condițiile în care societățile comerciale, marea majoritate nu au contract și nu dă 2 lei, dar duce tot în coșurile ale noastre. Dați-mi voie să intru eu cu detaliile. Nu, s-a gândit greșit master planul, domnul Bogdan. Greșit. Deci societățile comerciale sunt cele mai producătoare de gunoi menajer, cel mai mult gunoi a face și la ora actuală sunt care plătesc zero. Știu. Dar da. O să le spun domnilor, nu, o să le spun domnilor consilier exact, ca să știu. Iar cetățenii din localitate plătim și gunoiul unor firme din localitatea noastră care nu binevoie să facă contract cu Romprestu. Dar de la 1 ianuarie și în luna noiembrie și decembrie ne va sta la îndemână taxele și impozitele pe anul 2017 și v-aș întreba dacă este normal lucrul acesta. În celelalte localități limitrofe nouă nu se eliberează autorizație de funcționare până nu vine cu contractul de salubritate. Așa e normal. Corect. Așa e normal. Bun. La noi nu a fost așa. Așa a fost până la 1 ianuarie 2016. Am lăsat la înțelegerea tuturor să vedem dacă încheie contract.
și am vrut să le demonstrez și celor la DIS, este foarte greu ca să lucrezi inclusiv cu persoanele juridice, cât și cu cele fizice, e greu ca să încheie un contract în ceea ce privește unul. Și diferența cât este, domnule? Deci dumnealor știți că dădeau ei, dumnealor știți că dădeau, în jur de, vă vorbesc în bani vechi, în jur de 1.400.000, aproape 1.500.000 pe an. Deci nouă ne lipsește din banii care îi adunăm pe total localitate, 1.500.000.000 la salubritate. Ne lipsește datorită faptul că noi luăm de la societățile comerciale. Iar acum nu mai luăm de la societățile comerciale din banii care îi plătește taxa, care o plătește anuală persoanele fizice, plătesc transportul cu noi inclusiv de la firme, de la unele firme care nu vor să plătească. Nu vor. Eu am întrebat cam ce firme sunt care... Cei care e fonderea? Deci noi le știm. Noi le știm. De asta știți. Deci vreau să vă informez. Și nu ne puteți spune și nouă cât sunt? Numărul? Ca număr. Spune. Domnul consilier, la data de 15 iulie 2016, perioada UAT Oftena, au fost declarat un număr de 112 entități însemnând agenți economici și instituții publice, dintre care 39 au încheiat contracte, două pentru cantitate de 1 metru cub sau mai mult, 37 pentru cantitate de 0,5 metri cub. Din cele 39 de contracte inițial încheiate, două au fost eziliate. Unul de 1 metru cub și unul de 0,5 metri cub. S-a desfințat firma. E posibil și lucrul acesta. Haideți să mergem cu analiza mai departe. 38 la un moment dat de agenți economici, 524 de ridicări efectuate, din 524 de ridicări efectuate, 243 cantitate zero dată de agenți economici. Deci au făcut contract, dau cantitate zero, dar factura pe cât le vine? 65 de lei. Deci factura le vine, dar nu, da, nu dau lucru. Deci o aberație. Au contract, plătesc sau nu, asta o să ne spună Romprestu, însă bunul dau tot la populație. Deci 46,37% din numărul total de colectări de la agenții economici de pe raza UAT Dorteana sunt cu cantitate zero. Asta nu înseamnă neapărat că nu fac bunuri, ci mai ales că nu îl dau. Și data următoarea ședință să vă prezint lista și dacă am să pot, am să vă prezint și camerele la vedere care arată destul de clar firmele care duce gunoi și unul depozitează la posibilitatea de sancționare. De ceva, ca să posibilitatea de sancționare este în grija... Că da, vedeți, Romprestu, dacă ai făcut contract cu Romprestu, deci păi trebuie să răspundă o ateu. Sigur. Păi, al meu, iar societății cu tare. Acolo unde depozitez eu cât este, îmi dau. Nu, domnule. Și să vă rezolvați situația în felul următor, voi am la diverții să vă informez, dar dacă ne-am luat de vorbă, eu vă informez chiar acum. Domnul director este acum aici, în luna lui septembrie, se vor distribui pubelele de 110 litri la fiecare gospodărie. Ele sunt venite din luna mai, după multe umblături și aprobări. Așa, în luna mai le-am blocat eu, întrucât am constatat faptul că era campania electorală și era tot ceea ce știți că s-a întâmplat și am spus așa, am hotărât ca de la data din 1 septembrie sau în luna lui septembrie, astăzi o să primiți un document scris, în care noi vom distribui la fiecare cetățean, la fiecare gospodărie, câte o pubelă de 110 litri. Bun, atunci se vor ridica acele europubele de 1100, se vor ridica în mod obligatoriu. Așa și va avea fiecare cetățean. Societățile comerciale care duceau în aceste europubele și duc în continuare, nu știu unii vor mai duce, dacă duc pe malul apelor sau unii vor mai duce, dar vor primi și sancțiuni, atunci dumneavoastră trebuie să aibă luat în chirie de la Romprest o pubelă de 100, nu, de 1100, sau dacă nu să-și cumpere, să-și asigure. Și atunci o să vedem. Dacă nu suntem prompți cu toții, indiferent de culoarea politică și unul discriminează sau celălalt merge și spune altceva decât ceea ce se discută aici și decât prevede în master plan, nu putem să scoatem localitatea din mizerie. Cu permisiunea dumneavoastră, am să informez pe domnii consilieri vis-a-vis de evoluția cantităților în intervalul ianuarie-iunie 2016.
În ianuarie, prima lună de prestații, mai dificil, lumea nu știa, nu era informată. S-au plecat cu 42,6 tone de pe raza OAT 2. Da, 210 milioane în balvei. Continuăm cu 70,56 în februarie, 105... 76 de tone. 70,56, 70 de tone. Am să merg doar cu cifra mare. 105 în martie, 123 în aprilie, 106 în mai, 133 în iunie. Vă pot afla și oferi informațiile și de pe iulie și august. August este cantitate imensă în tot județul. Vă rog să spuneți, dacă mai există vreo comună cu atâta cantitate în județul Bacău. Imediat trec în revistă să văd. Dăm gunoi mai mult decât un oraș. Și vă spuneam, anii 2015 și mai înainte, dădeam 250 de tone pe lună. Poate nu mă credea cineva, 250 de tone pe lună, în condițiile în care luam 3-4 camioane într-o zi dintr-un sat. Dintr-un sat, când era Hramul, când era Paște, când era Crăciun. Atâta luam. Comparativ, s-a scut 105 tone în iunie, ca lună de referință. Comună Ui, mare. Da, comună mare. Deci vă compar doar cu comunile mari. Uituzul 131, dar sunteți peste, în ambele cazuri. Și în rest, nu mai... Care le-am mai adunat noi de pe marginea drumului și depozitate pe marginea părăilor, alea nu mai sunt la cantitate aici. Le-am adunat sau știu să mă incendia, dar vreau să vă spun. Nu vreau să deranjez pe nimeni, însă spun clar, în condițiile în care nu funcționează în principiu al bunei credințe, pe care am încercat să-l aplicăm de la bun început și care prevede obligativitatea pentru fiecare utilizator, persoană juridică, de a încheia contract, de a preda cantitatea de deșeuri generate. Pentru că pe partea cealaltă noi am obligat Romprestul să respecte contract, caie de sarcini, legislație în vigoare, normele Ministerului Sănătății. Vine, bate la ușă, îi se dă din nas, îi se dă o cubelă goală. Da, domnule, greșelul pleca de la Bacău, ce să nu recunoaște în acest aspect? De ce? În ședința AGA s-au votat așa, s-au dat de la un metru cub, minim un metru cub, okay, pe lună de societate comercială. Și apoi s-a redus la 0,5. Corect. Și nici asta nu funcționează. No. Acolo nu s-a specificat din prima lună, la aprobarea în AGA, faptul că se va pune 0,5 în condițiile în care ai doar un singur angajat. După aia vine Romprestul și-o adăugat că la un singur angajat faci 0,5 și dacă ai 3, 4, 5 angajați faci un metru, un metru cub sau mai mult. Deci, în momentul când se votează una în alt și vii și spui altceva în societăților comerciale, deci eu le-am adus când am venit la ședința AGA și dumneavoastră mi-ați dat 0,5 care au aprobat ședința AGA de la Bacău. Am dat 0,5, dar nu au specificat cu un angajat, cu 2, cu 3, cu 7. Acolo scrie foarte clar, este în special pentru PFO, pentru magazine mici, până la un număr de 3 angajați. 0,5 este o limită. Domnule, nu s-au informat, nu s-au informat societățile comerciale în momentul respectiv. Deci acum vine și spune, da, fac cu 0,5, dar omul poate are... Uitați-vă în stânga noastră, sunt cele mai bune mijloace de informare frumoasă. Ședințele de Consiliu Local sunt publice, sunt filmate, hotărârile de Consiliu Local... Vreți să mă duc să caut acum adresa care a venit de la ADIS? Faptul că a scăzut prețul de la un metru, nu cantitate la un metru cu la 0,5 și nu scrie acolo în funcție de persoane? Scrie în contract atunci. Păi altceva. Nu, domnule, când mi-aș știu. Domnul primar, scrisul scris rămâne. Totuși, din 122 este 38 aici. Am ajuns cu dilema asta, vă rog să înțelegeți. Deci nu vor, și plus de asta, vă mai spun un lucru. În momentul când vine Romprestul și se duce la societatea comercială respectivă la poartă și cubează gunoi, că așa se procedează. Da, deci îl cubează. Da. Deci nu putem să luăm acel gunoi care este înfoiat. Ce predă o societate comercială? Predă ce? Carcoane, fercuri și așa mai departe. L-au pus în jumătate de sac de ăla, dacă ieși un strâns, face un strâns. El îl cubează și atunci iese discuții. Bun, n-are rost să mai iasă niciun fel de discuții. Așa nu-i bun, așa nu-i bun, așa nu merge. Cu contract individual, nu, că e cantitatea mea. Bun. Legea spune în felul următor. Problema era în felul următor. Să lăsați, cum a fost până 1 ianuarie 2016, fără probleme. Să administreze unitățile administrative teritoriale, okay, inclusiv la agenții economici, și la ora actuală nu avem discuția asta. Domnul primar, gândim la fel. Deși aparent suntem în contră,
gândim la fel. Asta este soluția. Dacă agenții economici nu doresc contract, niciun fel de problemă. O să venim cu propunere către dumneavoastră de taxă. Foarte simplu. Păi, dar nu aș vrea să implicați primăria ea. Păi stați puțin. Păi, dar ori ne lăsați ca să-i gestionăm noi gunoiul, da, da, așa, și să-i încasăm noi, ca banii aceștia să intre în bugetul local, și chiar dacă rămâne la sfârșit de an în bani vechi 2-300 de milioane, avem desalubrizat pe marginea drumului DN12A, în urma celor care aruncă pe geam, în urma celor care lasă gunoaie din biserică, și le rămâne 2-300 milioane în bugetul local. Dar noi vedem ultimii 5 bănuți pe care îi încasăm noi, așa, și cărăm și de la societății comerciale. Lucrurile stau în felul următor. Veți încasa în continuare persoanele fizice și veți, o secundă, și veți încasa și persoanele juridice. La persoanele fizice, știți deja cum funcționează, la juridici veți avea cam același sistem, din păcate. Adică o taxă pe persoana juridică pe care o veți vira într-un adică. Păi dacă o încasăm noi, o vedem la visă. Corect. Și o veți încasa. O veți încasa. Pentru că nu merge sistemul. Dar aia nu puteți dumneavoastră. Deci trebuie să există un zlezdiri. Dacă un om are un Xerox de erotica, atât, care nu produce gunoi, așa, deci să ne dați posibilitatea Consiliului Local, de așa natură, ei să le fixeze o taxă în funcție de gunoi care produce agentul economic. O să calculăm. Deci se difere. Nu puteți compara cu ăla care are 4-5 magazine și are o vânzare de nu știu. De acord cu dumneavoastră. O să vă prezentăm, așa cum e aici, un tarif fundamentat milimetric. O să vă prezentăm inclusiv pentru agenții economici. Păi nu ar fi bine tariful ăla să-l facem împreună cu Rompres, voi credeți. Adis Rompres și noi care suntem membri. Exact. Când vin și agenții economici îmi spune că ai participat și dumneavoastră la ședință sau ai primit scris cât taxă trebuie să le iei. Deci lucrurile astea trebuie discutate. Adis, reprezentantul instituțiilor și Rompres. Avem deja aproape un an de activitate. Știm în linii mari cine cât generează. Știm exact cine dă, cine nu dă. Eu înțeleg faptul că 2016 a fost un an electoral. Și toată lumea a făcut din subiectul salubrizării subiect de campanie. Deși am făcut apel public. Puteți face din subiectul salubrizării și pe ideea de curățenie subiect de campanie. Dar nu faceți pe subiectul bani. Pentru că cine vă spune că va scădea prețul gunoiului, vă minte. Eu nu-mi permit să fac lucrul acesta în fața mea. Nu. Prețul gunoiului va crește. Ușor, pentru cei care sunt într-un sistem comun și abrupt, din păcate, pentru cei care n-au înțeles că doar împreună se găsesc cele mai economice soluții. Și s-au încăpățânat din orgolii și interese, și nu mă feresc din niciunul dintre cele două termene, să pară revoluționari. Însă în momentul în care i-am avertizat, atenție, se umple celula 1, vine celula 2, sunt alte tarife. Atenție, este o licitație în curs. Trebuie să înțeleagă și Consiliul Local, deci tarifele acestea le aparțin celor care depun gunoi. Absolut. Deci localitățile respective, care depun gunoi în celula numărul 2, vor fi afectați de ceea ce înseamnă taxa respectivă. La noi nu va crește decât în funcție de tarifă pe care este un plan anual care va crește foarte puțin. De la 3,76 de persoane la... Bacău, de exemplu, ca să aveți o imagine, va plăti de la 0 lei de depozitare, va plăti 54 de lei pe tonă în direct. Vă dați seama ce impact este de taxa de salubritate pe cetățeanul Bacău? Bacău avea 6 lei pe lună taxă de salubritate, da? Plătea doar colectarea și transportul din banii ăștia. Depozitare 0 lei. Ei, astăzi plătești colectarea și transportul, care te costa 6. Și hai să vedem cât te costă depozitarea. Ce cantitate ai, la câți o împarți, de unde iei banii. Același lucru valabil și pentru alții în jurul dumneavoastră. Bun. Mulțumesc. Slavă Domnului, cine în contractul acesta are o pagoză, că vorbeați, doamna viceprimar, de, cum mi-a spus, ceva de fier? O bondă de tablă. O bondă de tablă, da. Există bondă de tablă pentru 65 de watt, se cheamă planul anual de vânzare. Care suntem obligați să le respectăm.
Dacă mai sunt și alte discuții pe tema acestor trei proiecte, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Toate trei puncte. Toate trei puncte. Toate trei puncte, s-au discutat de așa. Deci proiectul de sarcini... Anul acesta la noi, la primăria Dofteana, domnul primar, rămâne exact cum a discutat anul asta. 2016. S-a spus. Rămâne exact. Iar tariful de 376 de la 1 aprilie în anul viitor, exact 380. Anul viitor, exact conform tarifului nesemnificativ. Dar data viitoare va aduc și va arată. Da, poate vor fi 90, poate vor fi 92, 95 până. Atunci o să fie impactul mare. Nu va fi. Nu. Impactul o să fie foarte mare. La cei care au 10 persoane, în familie. La cei care au 5. Se va trece la numărul de persoane. Nu, se va rămâne toate gospodării. Rămâne 89 de lei plus 2 lei sau cât va crește mai mult. Atât. 90 de lei. Impactul mai mare va fi pentru cel care a organizat proiectul și l-am gândit eu. Așa. Și cei care sunt îndături să recunoască lucrul ăsta, cum mi-a aparține. Și nu am să vă spun doar asta. Dacă mai sunt și alte discuții. Cine este pentru? Abțineri? Se opune cineva? Să aprobă cu numărul 7. Mulțumesc, domnul consilier. Ori câte ori avem... La un telefon distanță. La un telefon distanță. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției care constă în împrejmuirea terenului cu poziția 226 în inventarul domeniului public al Comunei Dofteana, zona de DN12A, în suprafață de 800 de metri pătrați. Da, mi-aparține proiectul ăsta și vreau să vă explic. Deci este vorba despre terenul pe care l-am trecut în inventarierea domeniului public, o ședință anterioară, cei de 800 de metri pătrați care au fost executați silit, în urma unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Și vreau să vă informez că acolo avem nevoie de o investiție, ceea ce înseamnă scândură, căprâuri, pari să putem să împrejurim acel teren. Acel teren va lua următoarea destinație, gândesc eu. În urma proiectului de care l-am discutat mai înainte, faptul că vom primi acele europubele de 110 litri și le vom da la fiecare cetățean, vom retrage în totalitate toate containerele, la număr 42 de containere, de 4 metri cub cele din tablă, care le avem la ora actuală depozitate la o persoană privată și dacă le menținem acolo ne percepe și chirie. La ora actuală le-am ținut gratuit, din 1 ianuarie până acum. Și acolo vom face un depozit în care le vom depozita. Ele au o perioadă de funcționalitate, de durabilitate de 15 ani. Nu avem dreptul să le casăm și ele vor sta acolo, nu avem acoperiș pentru ele, vor fi deteriorate peste încă de acum 10 ani, vor fi casate. Avem nevoie de un depozit și acolo vom duce aceste containere, le vom depozita, dar ele trebuie să fie împrejmuite pentru a nu fi supuse degradării și furtului. Dacă aveți discuții. Dacă sunt discuții, avem aceste proiecte. Dacă nu supunem la vot, ce este pentru? Se aprobă cu numărul 10. Dacă dumneavoastră au vrut să se abțină, dacă nu au aprobat trecerea în inventarul domeniului public a acelui teren, era normal. S-a aprobat, ridicat. Acel teren... Nu, dar dacă este utilitate de a... să rămână și să se... Deci primăria Comunei de Fanaroateu să beneficieze de acest... Dacă era pentru concesiune și altceva, chiar ne abțineam. Dar dacă era... Este nu, nu, dumneavoastră v-ați împotrivit, deci v-ați abținut să nu îl trecem în inventarierea domeniului public. Da, în statutul aleșilor locali prevede destul de clar acolo. În momentul când te prezinți ca și consilier la Consiliul Local, trebuie să nu ai niciun fel de interes în ceea ce privește un proiect. Dumneavoastră ați avut un interes pentru că erați trecuți pe prima pagină în ziar, dumneavoastră și acolițe dumneavoastră, fost, cu doamna care i-am luat terenul... Discuția la Consiliul Local, nu, nu. Haideți să încetăm. Nu. Eu vorbesc, domnul Pițiu, voi nu v-ați vorbesc, vă rog să înțelegeți. Deci nu a studiat bine că exista un interes. Am foarte bine statutul aleșilor și dumneavoastră trebuie să-l studiați pe dumneavoastră. Da. Nu suntem în relație de subordonare nici noi către dumneavoastră, nici dumneavoastră. Așa e. Atunci haideți să ne facem nu, pe vă rog, noastră. Vă rog să vă abțineți și să... Mă abțin foarte bine, prima de asta am aprobat pentru că... Vă rog să mă abțineți să-mi dați voie să vorbesc, e clar? Poftiți. Așa.
când ați depus jurământul în fața consilierilor locali și ceilalți care erau acolo, spus că voi respecta Constituția României și legile țării. Deci, hotărârea definitivă și irrevocabilă trebuie să fie respectată indiferent cine ești. Nimeni nu este mai presus decât legea. Dumneavoastră n-ați respectat o hotărâre definitivă și irrevocabilă prin care stabilea că acel teren de 800 de metri pătrați să treacă în proprietatea UAT Dofteana. Ne-am abținut. Abținere, tot este. Vot împotrivă este. Nu. Atâta pot să vă spun. Nu cred mai departe. N-am încălcat cu absolut nimic. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre. 6 l-am discutat, 7, 8 și 9 au fost la comun, 10 l-am discutat. 11. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unui bazin din ciment în zona podei Dofteana, râului Ciulei. Da, să vă explic despre ce este vorba. Unde avem bazinul de stocare ape pentru animale din podei, în vecinătatea lui vrem să construim un bazin, facem o scăldătoare pentru oi, acolo unde vor fi administrate de către cei care sunt proprietari oilor din localitatea noastră, o scurgere de așa natură, să nu pericliteze pășunatul, deci trebuie să-i facem o scurgere din acel bazin, să o ducem în Părău, cea mare Părău, că acolo nu este apă curgătoare, întrucât vor fi substanțe chimice și să nu afectăm izlajul. Facem și acolo necesită o investiție, trebuie scândură să facem cofragul, este necesar de beton, de ore la boldul excavator și o coloană de scurgere de 30-40 de metri. Dacă aveți discuții. Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect, supunem la vot cine este pentru. Abțineri. Se opune cineva. Un număr de 16 consilieri. Domnul Cățigoi nu a aprobat. Ridicat. Da, un număr de 17 consilieri. Da, punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. Da, doamna contractul. Da, raportul specialitate. Potrivit legii finanțelor publice 2017-2006, cu modificări și completări de ulterioare, conform articolului 19 alineatul 2, propun majorarea bugetului local pe anul în curs. Având în vedere sumele ce vor fi repartizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale pe anul 2016, valoarea este de 10.380 lei conform contractului încheiat cu Oficiul de Cadastru numărul 1657, pe 9571 din 2016. Având în vedere adresa Agenției Județene a Finanțelor Publice Bacău numărul 2124 din 26 august privind alocarea de TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru plată hotărâși de Cătorești pe anul 2016 cu suma de 30.000 lei. Având în vedere articolul 49, alineatul 4 și 5 din Legea Finanțelor Publice Locale cu modificările și completările ulterioare, analizând contul de execuție a bugetului local, necesitățile și disponibilitățile de credite bugetare aprobate până în prezent, se constată necesitatea de a suplimenta sau diminua anumite capitole bugetare și propun Consiliului Local firări de credite bugetare în vederea asigurării surselor de finanțare activităților de interes local, după cum urmează. Se diminuează credite în sumă de 80.000 lei de la capitolul Autorități Publice, se diminuează credite în sumă de 80.000 lei de la capitolul Transporturi, Cheltuieli, Bunuri și Servicii, iar se suplimentează, după cum urmează, cu suma de 108.000 lei la capitolul Drumuri și Poduri, Cheltuieli privind proiectele în derulare, modernizare drum comunal din DN12A, cantonul Silvic Larga și pod peste Părâul Larga, privind expertize tehnice, pod, podeț, drum, studiu geotehnic, studiu de fezabilitate, documentații necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții și pentru obiectivul modernizare drumului de interes local în satele Hăgheac, Ștefan Bodă și Dofteana, în comuna Dofteana, cu cheltuieli pentru studii topografice, geotehnice, hidrologice,
expertize tehnice, documentație pentru obținerea avizelor, acord ISC, documentație tehnică pentru certificatul de urbanism și autorizație de construcție. Se suplimentează cu suma de 20.000 lei pentru plata diferență de servicii consultanță la proiectul documentației de autorizare lucrări de intervenție arhitectură, structură și instalații, a documentațiilor necesare, obținerii avizelor, acordurile și autorizațiilor, expertize tehnice și audit energetic, aferente obiectivului de investiție, reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Bogata, Comuna Dofteana. Se suplimentează cu suma de 20.000 lei pentru finanțarea activității sportive, conform contractului cadru numărul 9586 din 10 august 2016 și a hotărârii Consiliului Local din 2016. Se suplimentează cu 9.000 de lei cheltuieli pentru susținere conte religioase și cu 3.000 lei cheltuieli pentru acțiuni de asistență socială. Toate influențele vor fi operate în structura bugetului local, respectiv pe trimestrul 3 al anului 2016. Dacă sunt discuții... Aici am să vă întreb eu ceva. Ăștia 30.000 de lei pe hotărâri judecătorești. Către ce hotărâri judecătorești ne-ai? Pentru legea 85. Adică, mai clar. Adică, sumele sunt pentru aplicarea prevederilor legii 85, 5% din valoarea diferențelor salariale pentru personal didactic, căruia până la data intrării de deci care n-au primit. Legi, da, mulțumesc. Nu s-au acordat diferențe salariale. Vă mulțumesc, am înțeles. Alte discuții, dacă sunt. Supunem. Da, vă nu veniți, bă. Să trăiți. Să trăiți, domnul. Am înțeles. Am înțeles. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnul ministru. Ați primit pe adresa de e-mail ceea ce privește cele care ne puteți... Să mă suni secretarul de stat. Mulțumesc, domnul ministru. Sănătate. Dacă mai sunt și alte discuții pe buget, dacă nu o supunem la vot, ce este... Nu, mai un pic, vă rog. Da. Să explic despre ce este vorba. Deci, doamna contabilă v-a explicat din ce motive se va rectifica bugetul local. Nu puteam să rectificăm bugetul local, dacă nu primeam aceste sume de la oficiul de cadastru. Poate studia legea cadastrului sistematic gratuit. S-a declanșat legea cadastrului sistematic gratuit, începând cu luna iulie 2016, în extraordinarul localităților din România. Vreau să vă informez că ni s-a solicitat cât putem să facem până la sfârșitul anului, câte cadastre gratuite putem să facem până la sfârșitul anului. Am făcut contract cu o firmă în care a spus nu va depăși mai mult de 150 de cadastre. Nu poate. Trebuie să-i cel târziu până la data de 1 noiembrie, trebuie să predat toată documentația. Și am primit ăștia 10.380 și ne-am apucat acolo de unde se construiește acea pensiune agrozootehnică în câmpul Dofteana, unde suntem la Hotar cu Dărmăneștiu, la Vale. Am identificat vinerea trecută, nu mai țin minte ce dată era, faptul că persoanele care sunt 16 sau 17 identificate până acum, diferența până la 150, depunem eforturi să identificăm, să vedem cine sunt. Persoanele respective sunt obligate să prezinte în ziua când se măsoară, ca să stabilească destul de bine hotarul, să completeze o fișă, să semneze și apoi va primi cadastru casă pe numele dumneavoastră. Din aceste motive am primit sumele aceste de bani, iar ceea ce vă spunea doamna contabilă, din bugetul local al primăriei Dofteană, luăm de la alte capitole, diminuăm acolo unde gândim faptul că sunt mai mulți, să ducem în alte părți, să putem să înaintăm cu acele proiecte, ceea ce înseamnă proiectul din DN12A până la cantonul Silvic pe Valea Lărgii, căminul cultural din satul Bogata, care trebuie studiu de fezabilitate, studiu geo, studiu topo și toate cele necesare. Despre asta vorbim. Vă informez că ne-am apucat de acolo, de la cu cadastrul general. N-aș putea să vă spun dacă de la data din 1 ianuarie, că atunci o să aloce o sumă mai mare de bani, cât va putea lucra tot anul 2017 acei cadastriști. Și atunci vom hotărâ împreună, vom lua un sat de la A la Z. Aici ne-am apucat gândindu-se faptul ce de la cadastru, că este mai ușor. Sunt niște parcele identificate pe hartă care sunt mai ușor de făcut. Despre asta discutăm.
dar lucrurile acestea le vom discuta. Deci, oamenii care ne întreabă pe noi și au făcut de plan de situații, vă ați aminte dumneavoastră, care și-au scos în vederea asta, să aștepte că o să vină clar. Da, acele planuri de situații care și-au declarat acele suprafețe care nu le aveau trecute niciodată, este altceva, dar e un lucru foarte bun. Da. L-am gândit de atunci, știam ceea ce se va întâmpla. Acum, la ora actuală, se face cadastru pe toate suprafețele. Acolo unde nu sunt. Extravilan. Când se va termina extravilanul, vom intra în intravilan. Dar acolo unde nu sunt suprafețe declarate la registru agricol, ei face harta și scrie toți proprietarii care au identificat. Cei care nu au înregistrat la registru agricol, fac dovada printr-un document, dacă are act de vânzare, cumpărare, hotărâre judecătorească definitivă și revocabilă. Și dacă o omis să o înregistreze, când și o înregistrează, iar dacă nu, riscă ca acel teren să intre în domeniul public asta. De ce vă spuneam lucrul acesta cu câțiva ani în urmă. Exact. De ce vă spun? Pentru că nu o să observe, o să vadă și o să meargă vorba. Ca să aibă timp să bine ar fi ca să meargă vorba și oamenii să audă, iar cei care nu au înregistrat încă mai au timpul acesta. Da. Dacă aveți discuții. Dacă mai sunt și alte discuții, dar pe măsură am avut, cine este pentru? Ține de firmă, se aprobă cu numărul de 7. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unui zid de beton în vecinătatea podului de camară împotriva eventualelor deversări de apă sau inundații. Da. Deci acest proiect există o cerere făcută către noi, de către un grup de cetățeni din satul Cucuieți care părău de acolo la Ionica Camari, iar pune în pericol. Încă nu e opus, dar iar putea să-i pună în pericol. Și-au semnat fiecare. Se numește Dumitrache Vasile, Dumitrache Gabe, Leahu Florin, Arsenie Marian, Popa Constantin și Spoială Anica. Deci dumnealor au solicitat să construiască pe domeniul public un zid de apărare în condițiile în care deversează apa din părâul respectiv să nu le intre în curtele dumnealor. Nu avem nicio obligativitate. În regie proprie, dumnealor își fac lucrarea și vă spun spre analiză și aprobare dacă puteți să fiți de acord sau dacă aveți obiecții. Care sunt discuții? Stați. Domnul primar, vreau să vă spun și eu aici, chiar cum coborâm panta, nu putem face noi, un gir de apărare acolo, în dreapta, unde v-am spus eu dumneavoastră, în urma inundațiilor, rămâncă mult acolo. Unde? În capul alea, cum coborâm panta imediat, în dreapta. Care panta? La Iunica Alcamare. Domnul Amărin, uitați despre ce este vorba. Acum discutăm despre un alt proiect, da? Dar dacă ne-am luat de vorbă, vă dau și răspunsul acesta. Vreau să vă informez că în satul Larga se vor schimba peste 100 de stâlpi din urma proiectului pe care l-am inițiat tot cu un grup de acțiuni. Am avut 370 de semnături, se înlocuiesc 120 de stâlpi din ceea ce cunosc eu printr-o firmă care a fost angajată în contract cu E.ON. Acești stâlpi au obligativitatea să treacă în proprietatea primăriei Comune Dofteana la depozitul de deșeuri inerte, ceea ce discutam mai înainte. Acei stâlpi îi vom prelua, vom face și către Tică Popa și în partea altă către Troiță. Și mai avem încă un loc vis-a-vis de Zaharia Florea, aici la Podețul ăla, unde vrem să consolidăm și în partea acolo. Deci acei stâlpi nu-i mai ducem în depozitul de produse inerte, o să-i ducem la locul faptii, închiriem eventual la momentul respectiv, vom apăra și îi vom pune pe poziții pe fiecare și vom face un zid de. Acum mai sunt alte discuții. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind marcarea unui număr de 8 arbori arid și 7 arbori pin din parcela 24 de Larga, Heveiuș, Piciorul Ciotorosu, necesar pentru construirea unui codeț în zona Jaliștea, Odei Urăci. Deci un grup de cetățeni din Larga au adus la cunoștință, dar verbal, ne-am deplasat la locul faptei acolo. Au adus și marca împreună, ați adus și referat. Au adus și referat, deci, dumnealor, în urma inundațiilor care au fost anul acesta, nu pot să-și aduc atât lemne cât și fân, cine a semnat acolo, Tudorache și Mihai Iorghe și Tudorache Vieră. Deci, în regie proprie au săpat acolo într-un munte și a făcut un culoar să poată să intre și să iese cu căruțele, cu mașina, și au solicitat de la Unitatea Administrativă Teritorială 11 arbori arin și 8 pin. 11 și cu 8? 9. Așa scrie. Pe invitație. Am făcut cerere către Ocolul Silvic, se va marca, se va face punerea în valoare, iar exploatarea acestor
copaci, arbori, se va face în legie proprie de către unitatea administrativă teritorială și împreună cu cetățenii din localitate vom face podul acesta sau dacă dumneavoastră sunt amatori și poate să facă, îl va face ei. Tot în punctul acesta au fost marcați și am aprobat la ședința anterioară iar un număr de arbori care am refăcut un drum în regie proprie. Cetățenii din sat de acolo s-au mobilizat cu toții, au făcut acest drum. Noi am participat la exploatare, s-a făcut recepția drumului, au semnat cetățenii care au participat și au făcut acest drum. S-a făcut recepția, adică drumul silvic, avem aviz din însoțirea mărfii, de transportul mărfii până la drumul respectiv, așa se va întâmpla și aici. Dacă aveți discuții, vă rog. Dacă sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Faceți, vă rog, mențiunea că fiecare proiect de hotărâre a fost discutat în comisie de angajament și a venit fiecare. Da, și menționăm că nouă e altă care de acces fac. Da. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin material pentru refacerea gospodăriei familiei Boș Mihai, afectată în urma inundațiilor din 2 iunie 2016. Se propune acordarea unui sprijin de urgență, sprijin material, pentru numitul Boș Mihai și doamna de la Bogata, care se numește Meșterca Ioja Anica. Fiind în regim de urgență, dumneavoastră la Bojumea, eu venit pereții jos, i-am dat doi paleți de bolțari, i-am dat anticipat, pentru că nu avem ce să putea să știm știința posibilă că el era în regim de urgență și termină și legea. Așa. Voi mai da niște scânduri pentru dușimele și încă ceva materiale de construcție, dar nu în valoare atât de mare, întrucât au primit vreo 32 de milioane de bani vechi de la firma de asigurări, ei sunt beneficiari legii 416 și sunt deja asigurați. Iar doamna Meșterca Ioja, dimineața la ora 7:10 eram la dumneia la poartă. Face gratuit. Până la da. Să trăiți. Să trăiți, domnul secretar. Deci chiar acum vă dau, este lângă mine, consilierul juridic și vorbiți cu dumneavoastră dacă doriți acum. Da. Doamna Meșterca, Ioje și Anita, pe partea lor, nu pe partea drumului acolo de Bogata, s-au rupt malurile, ei având o vârstă, ei nu poate ca să-și consolideze înapoi și măcar materiale. Acum dacă va trebui un cifarul sau două de beton, o mașină sau două de piatră, sau ceva de nevoie să putem să o ajutăm să-și consolideze mai. Sume mari nu avem. Trebuie ceva fier beton, nu trebuie. Fără ora trebuie să făcut tot, dar oamenii ăștia sunt în nebudință și trebuie să-i ajutăm, nu poate să iasă din curte. Deci, aceste două cazuri care le-am considerat mai deosebite, vi le aduc la cunoștință, vă rog să le discutăm. Care e la? Discuție, cât trebuie. Trebuie. Comisia din vot. Supune la vot. Cine este comisia? Da. Am discutat. Pentru finanțare din sponsorizare externă, prin implicarea dumneavoastră personal, familia Boș Mihai a mai primit două col panel și 12 metri și jumătate de parchet. Deci ne-a sponsorizat o firmă, nu putem să vă aduce la cunoștință. Le-am transferat dumneavoastră panelul și parchetul. Urmând să-i mai ajutăm în continuare, dacă mă e, dar nu cu sume destul de mari, pentru că dumneavoastră au primit niște bani care au fost asigurați. Marea majoritate a primit. Da, dacă aveți discuții. Dacă mai sunt și alte discuții, supunem la vot ce este pentru. Abțineri. Numărul de 17 consilieri se aprobă. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii rețelei de apă potabilă în zona Găburiș-Dragoș, Adrag, Ionica Vasilică, cu o distanță de 500 de metri. Da. Este vorba de conducta de apă din spatele primăriei, care face legătura pe sub podul CFR și o ia stânga pe la fostul Asafti, domnul Costic Asafti, și merge până la parcul de agrement. Conducta a fost distrusă peste 85% și în acea condiție au trebuit să ne raportăm la conducta de apă potabilă de la Cucuieț, slăbind presiunea acolo. Noi deja în regim de urgență ne-am apucat și am apucat pentru săpături necesare să reîntregim înapoi conducta, să putem să fim alimentați direct din conducta principală
pe ulița acolo, pe la Asafti și ceilalți care sunt până la parcul nostru de agrement. La ora actuală este apă, dar ne-am raportat în condusă de apă potabilă de la Fuieț și în situația asta am slăbit presiunea în Fuieț. Deci nu putem să încheiem un contract până nu avem o notă justificativă. Nota justificativă există. Contractul cu achiziția a fost făcut de ianuarie-februarie pentru toate lungimele de conducte care au fost înlocuite anul acesta în satul Oțeana și acum am adăugat, dar am adus la cunoștință Consiliul Local. Puteam să luăm la cunoștință, într-o să era prins de contractul în baza ordonanței 34/2006, dar acum dacă s-a schimbat legea 98/2007 cu privire la achizițiile publice, v-am adus la cunoștință pentru o mai bună transparență. Da, dacă sunt discuții, supunem la vot ce este pentru... Eu vreau să vă duc ceva. Deci nu vă mai grăbiți, vă rog. Nu. Toate investițiile care se fac din punct de vedere al primăriei pe societatea CRAP, care dumneavoastră ați predat tot ceea ce înseamnă infrastructură, cu pompe, cu tot. Mi se pare că totuși e o chestie care nu e normală pentru cetățeni. De ce? Crabul încasează clar apa, care tot cetățenii o plătesc, iar investiția e făcută tot din cadrul bugetului local, care tot cetățenii o plătesc. Ei fiind societate comercială, nu, de ce nu se poate să facă ei investiția respectivă? Susținerea. Da. Sau susținerea acestei investiții. Vă dau răspunsul. Chiar vă rog. Da. Deci CAU, în contractul pe care îl avem cu ei, vor executa serviciile, defecțiunile, tot ceea ce înseamnă defecțiune. Produsul de pe conductă este proprietatea CRAB-ului, rețelele este proprietatea Unității Administrative Teritoriale de Ofteana. Deci rețelele sunt în proprietatea noastră. Acele rețele vechi care noi le-am preluat de la petrol sau de când le-am avut, le-am înlocuit. Deci nu am făcut extindere de rețea. Am înlocuit marea majoritate a conductelor vechi. Este proprietatea publică a Comunei de Ofteana. Ce nu este la ora actuală înlocuit în localitatea noastră și este prins în master plan care stă la baza canalizării apelor uzate și a apei potabile, este următoarea. Intrarea în Dofteana dinspre Bogata, către Dărmănești, rețeaua principală, până la Mihai Crețu, de acolo în sus, a fost înlocuită anul trecut sau cu 2 ani. Drumul județean DG116D, pe ambele părți, până la Părău Adânc, cu extindere în zona rezidențială, pe ambele părți, acolo va fi și canalizare și apă potabilă, vor fi conducte noi de apă și atunci vor fi în administrarea CRAB-ului Bacău. Inclusiv canalizarea, nu suntem noi beneficiari, să înțelegeți. Noi nu investim decât doar 2% va fi contribuția noastră, diferența va fi suportată de către CRAB, prin proiectul care va duce de la Uniunea Europeană, care se va derula până în anul 2020, sau știu eu până când. Deci, la momentul respectiv, CRAB-ul va fi beneficiarul canalizării și apei potabile pe care v-am dat explicații mai înainte. Dacă aveți alte discuții. Deci, CRAB-ul, repet, face toate defecțiunile care sunt, cred că, dar nici prea multe nu are ce să facă, pentru că rețele sunt noi. Doar dacă s-o rupă un branșament, dar nu prea avem defecțiuni, noroc că este felul. Deci rețelele sunt proprietatea publică a primăriei. Da, în schimb încasează tot ce deci dumnealor încasează, este adevărat. Da. Și prețul. Când? Da. Și prețul este... Bun, vă rog să spuneți și mie, domnul, spre unde aveți un preț mai ieftin. La Comănești, deci am să răspund undeva la 2 lei și un pic metru cu gama. Ați înțeles? Da. Puteți să mergeți cu un document justificativ? Deci am înțeles chiar de la primarul, de la domnul Miron. Deci el personal și cred că era mai mult acolo, cum mi-a spus, sunteți la mare. Spus, a zis, la mine, la Comănești, pe 2 lei, 2,2. Bine, are societate. Vă rog frumos are societate cu minciul. Să spuneți pe de unde e apa, domnul primar, la Comănești. Nu știu de unde ești. Deci v-ați întrebat. Acolo pe... Data viitoare, gândiți cu un proiect de hotărâre, domnul. Deci la el ajunge apa ca și la noi, fără pompă. Nu, domnule, nu s-a raportat la conducta de apă potabilă de la Marea Musului. Au o stație de filtrare și epurare la Ciobănuș. E adevărat sau nu? Da. Spuneți-mi, da. Este acolo aia. Dar am să mă duc până data viitoare cât este cu noi la Comănești și apa, ca să vă convine. Bine, e oraș. Până? E oraș, dar nu o să ne compară cu ei. Bineînțeles, dar cu noi cine se compară? Nu, care plătesc ca și noi. Care? Spuneți-mi și mie, cât plătești cu noi, Pârgăreștiul, Asău, Ghimeșu, Palanca? Plătesc cu 376. De persoană, nu? Persoană, dar cum? Spuneți-o, luțile. Dumneavoastră cât plătiți? Câte persoane sunteți în casă? Cam cât ar trebui să plătiți la 6 persoane?
Nu așa, slăba. Nu, 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 nu. Om, poftim, cu ce scuze? 4 persoane. Da, și când ajungeți? Cu 2 ori ceva bani mei pe an, nu? Și vreau să dați 89 de lei începând cu anul 2016, până acum n-ați dat. Până acum era serviciu societății și nu plăteați. Aproape nici colul și nici colul. Continuați. Dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu supune la vot, cine este pentru, abțineri, se opune cineva, se aprobă cu numărul de 7. Ședința Consiliului Local de la Onești, am avut ocazia să o vizualizez și să o văd. Și a fost o mare discuție în ceea ce privește apa, consumul de apă și valoare. Și era 80 de lei, 90 de lei, metru cub, în Onești, care ei sunt în litigiu și vă poate spune așa, sunt în litigiu de mult timp, deci 90 de lei. Așa. Au societate, ceea ce are. La noi 3, au fost 4,76. Cu totul 4,76. Cu TVA, cu totul. Este adevărat. Este destul de scump pentru toți. Dar cum spuneți, domnul director, l-a zis, asta se întâmplă. Nu va scade prețul la gunoi și... Din punct de vedere al transportului, că fiind foarte aproape de Cărăboaia, am putea să fim mai... Deci dărmănește, domnul. Știu. Punctul numărul 7. Noi am depus mare eforturi. Noi am depus să predăm apa la momentul respectiv în baza unui proiect. Da? Haideți să facem calculul cât încasam noi la momentul respectiv și vedeți cât încasează crabul astăzi. Pentru că la noi nu se putea încasa. Exact așa lucru. Foarte greu. Foarte greu să încasează. Iar noi am predat-o pentru că așa a fost dispoziția la momentul respectiv. Este un operator regional de apă, altfel nu puteam să intrăm în ADIM. Înțelegeți? Am intrat așa mai. Continuăm. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind informarea Consiliului Local al Comunei Dofteana cu privire la acordarea ajutoarelor alimentare din cadrul programului POAD pentru persoane prevăzute la articolul 3 aliniatul 1 litera H prin hotărârea Guvernului numărul 799/2014 prin modificările și completările ulterioare. Toma, te rog. Biroul de asistență socială propune spre aprobare Consiliului Local dispozițiile numărul 373 din 1 august 2016 pentru număr de 200 persoane, 386 prin 9 august 2016 pentru număr de 327 de persoane, dispoziția numărul 390 din 17 august cu număr de 206 persoane, dispoziția numărul 399 din 18 august cu număr de 139 persoane, dispoziția numărul 401 din 25 august cu număr de 207 persoane și dispoziția numărul 402 din 25 august pentru un număr de 132 persoane pentru acordarea de ajutoare alimentare din cadrul programului POAD pentru persoanele prevăzute la articolul 3 aliniatul 1 litera H din HG numărul 799/2014 respectiv persoane fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei lună persoană inclusiv și nu se încadrează în niciuna din categoriile prevăzute la literele A, G stabilite prin dispoziție a primarului. Aceste dispoziții au fost emise în baza adresei numărul 1718 a instituției prefectului și după verificarea la Serviciul Fiscal Municipal Onești, mi s-a dat confirmarea veniturilor încasate din da. Deci este un raport, sau un referat mai bine să vă spun, întocmit de către Biroul de Specialitate de Asistență Socială. Vă spuneam și la ședința anterioară că avem obligativitate să vă puneți prin analiză și aprobare persoane care sunt fără venit și au beneficiat sau beneficiază în continuare de acele produse alimentare care au venit în urmă cu o lună și ceva în urmă. Mai avem de dat încă la 400 de persoane și am încheiat numărul de pachete de 4.000. Așa. Hotărârea Consiliului Local este necesară, pentru că am mai dat și o dispoziție a primarului, dar noi ca să stăm destul de bine, să fie liniștiți, să fie totul legal, v-am informat în baza acelui referat unde au mers acele pachete produse alimentare și unul vor merge și celălalt diferență de 400-420 de pachete. Nu, 420 persoane, echivalentul la un loc și așa. Discuții, dacă. Care sunt discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Se aprobă cu număr de 17 consilieri. Da.
Vreau să vă informez cu privire la legea 227 pe 2015, e vorba despre codul fiscal, din data de 8 septembrie 2015, care scrie clar, deci este o informare la capitolul diverse. Majorarea impozitelor și taxelor locale de către consiliul locale sau consiliile județene. La ce se referă? La terenul și la clădiri. Deci v-aș ruga dacă vreți să vă notați și să studiați legea care este discută de informare. Deci codul fiscal din 8 septembrie 2015, legea 227 pe 2015, care se referă și dă posibilitatea consiliului local să majorează până la 500% terenurile care nu sunt îngrijite și clădirile în același sens. Da, n-am fi putut ca în anul 2016, la 1 ianuarie, să facem lucrul acesta, pentru că după scrie aici, pentru terenul agricol, nelucrat timp de 2 ani. Deci dacă nu lucrează 2 ani de zi, nu lucrează acest teren, identificăm persoana și avem dreptul prin consiliul local să majorăm până la 500%. Inclusiv clădirile. Deci clădirile care, la rândul lor, care scrie, în cazul clădirilor, stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, și scrie, fațade, care ele sunt nereparate. Deci toate acestea trebuie să identificate după un an după ce s-o emis codul fiscal și apoi Consiliul Local poate să dea de la 0 la 500 să majoreze impozitul persoanelor respective care ei nu vor ca să înțeleagă să-și înfrumuseteze locuința, care nu vor să-și muncească acel teren. Eu am informat cu ocazia faptului că suntem și în direct sau pe postul de televiziune, TV-Kids și cine mai există aici, să audă toți cetățenii din localitate că de la 1 ianuarie 2017 sau 2018 nu mai merge așa. Cei care nu-și îngrijește locuința și aș vrea să aduc la cunoștință blocul de lângă primărie, că toate clădirile din zona noastră de aici arată așa cum le vedeți, destul de bine, zic eu, așa? Blocul de aici și alte blocuri, așa cum ne-am mai sprijinit și pe ceilalți. Poate sprijini și pe dumneavoastră dacă o să aveți și posibilitatea să-și înfrumuseseze locuințe de așa natură să dea un aspect armonios. Așa scrie în lege. Iar terenurile care nu sunt îngrijite, același lucru. Identificăm persoana, dacă noi și statul român investește niște bani, îi face cadastru gratuit și dumneavoastră nu-și muncește, legea așa prevede, așa trebuie să facem. Cu ocazia faptului că suntem filmați, poate vor auzi și ceilalți care nu își îngrijește terenurile și locuințele. Fac apel în ceea ce privește situația. Vreau să vă informez cu privire la legea 98-2016, care înlocuiește la rândul ei ordonanța de guvern numărul 34-2006 cu privire la achizițiile publice. În urma faptului că am fost afectați de inundațiile din 2016, luna mai și luna iunie, în măsuri de urgență, în baza procesului verbal încheiate de către Comisia, ceea ce s-a deplasat de la Prefectură, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, ISU, Apele Române și așa mai departe, inclusiv noi primăria, s-a stabilit consolidarea malurilor din satul Bogata, s-a asistat lucrările de asfaltare, încă nici nu ne-am apucat, până nu se consolidează malurile. Acolo, vis-a-vis de Mihai Cojan, pe o adâncime de 7 metri și o lungime de 20 de metri, iar în capătul satului, o lungime, dacă mi-aduc bine minte, exact în planșă, că am făcut proiect de 100 și ceva de metri, consolidarea malurilor, cu fier beton de 18, cu plasă, cu piatră și așa mai departe. Valoarea contractului este de 41 de milioane, deci 4.100.000, care acești bani noi avem. Podul la Fonfonel, care comisia a stabilit distrugerea podului 100%. Așa scrie în procesul verbal. Distrugerea podului 100%. S-a făcut un proiect, s-a făcut studii de fezabilitate, s-a făcut proiect, s-a făcut caiet de sarcini și podul costă 735 de milioane. Vă vorbesc în bani vechi să mă înțeleagă toți cei care nu avem bani care noi avem. Seaca, 1.100.000, bani care i-am primit, am primit 1.250.000.000, dar 1.100.000 pentru consolidarea malurilor din Seaca, care a fost afectat asfaltul, de acolo, în fața bisericii, mai sus de biserică, inclusiv 125 de metri
de șanț speriat prin parte de la biserică, din fața școlii și mai sus până în fața jumătate. La ora actuală suntem în fază, deci o să achităm SEACA în întregime din 1 miliard 100 și ceilalți, Ministerul de Finanțe i-a dirijat la drumul vicinal, vă spuneam data trecută, care face legătura cu SACA, cu SEACA, Columniești, Badocioi, și diferența de Cărpiniș la drumul care face legătura de la Cojocaru, Roată, Cărpiniș. Acolo vor ajunge 1 miliard 250, dar dintre care 1 miliard 100 merge numai la SEACA. Suntem în faza de a face recepția finală la drumul de pe SEACA, drumul de pe Largă și drumul de pe Lozie cu Cuieț. Se cosmetizează, așa zis, acum tot ceea ce i-a rămas retușuri și apoi se va face recepție, dar nu putem să facem recepția până la momentul în care nu vom avea marcajele pietonale. Marcajele pietonale care se marcă cu drumurile înguste care sunt de 4 metri, se marcă lateral cu linie discontinuă. Dar noi trebuie să facem linie discontinuă și indicatoarele care se vor pune în intersecții cu aprobarea Consiliului Local și a Poliției Rutiere. Drumurile sunt de utilitate comunală, nu știu dacă trebuie să apelăm la Poliția Rutieră sau de comun acord cu Poliția Rurală. Așa. Deci, astea sunt ceea ce vă informez. Deci avem nevoie de bani la Bogata, avem nevoie de bani la Port Fontane. Deplasările mele de luni și alte zile la Guvernul României sunt pentru a solicita niște sume de bani care le-am solicitat deja în scris și le-a prevăzut inclusiv Comisia de Stabilire a Pagubilor, dacă putem primi aceste sume de bani. Dacă nu, vom intra în anul 2017 cu aceste datorii și trebuie să-i prevedem în bugetul anului 2017, trebuie să ne achităm de aceste. Făceam apel anterior ședinței Consiliului Local faptul că vă rog foarte mult să vă implicați și dumneavoastră în ceea ce privește cositul ierbii de la poarta tuturor, inclusiv a consilierilor, inclusiv a celorlalți cetățeni să-și smulgă iarba, să-și facă curățenie, să fie o localitate salubrizată, curată. Avem și vă putem face demonstrația prin poliția locală câte adrese le-am trimis la mai multe persoane ca să-și cosească în fața curții, numai aici, aproape de biserica noastră, pe partea dreaptă, mai sus de școală și mai jos de școală. De acum vom trece și la sancțiuni. Nu se poate altfel. Deci altfel nu se poate. Dacă nu, omul nu este constrâns, nu-și face treaba. Doar asta putem să vă spunem. Inclusiv prin dumneavoastră, dumneavoastră sunteți legislativul, noi suntem executivul, veniți și poate ne întrebați, domnule, de ce este mizerie dusă nu știu unde și dumneavoastră nu știți. Aș ruga să ne informați în timp util, cât se poate de repede, ca cel ce nu respectă să fie sancționat. Dacă aveți discuții cu privire la ceea ce v-am informat. Dacă permiteți, o notă de informare de la serviciul voluntar pentru situații de urgență al comunei Dofteana. Dar vreau să prezint faptul că în urma controlului anual efectuat de ISU Bacău și încheiat prin procesul verbal comun numărul 9.118 per 9 august 2016, Consiliul Local Dofteana a fost avertizat pentru neîncadrarea unui cadru tehnic PSI la primăria comunei Dofteana. Acest avertisment a fost dat pentru lipsa trebuie prevăzut în organigramă. Deci trebuie și prevăzut în organigramă, dar nu de acum. Încadrarea unui cadru PSI. Cadru tehnic PSI. Dar dacă din cumulul de funcții, pe cel care le avem, șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență, pe data de 4 septembrie, va merge la școală la Ciorbani, după specializarea lui, are dreptul prin cumul de funcții să dețină și funcția de șef tehnic PSI, cadru tehnic PSI. Deci nu mai e nevoie să mai cuprindem în organigram. Scrie-ne. Mai departe. Și totodată, am la tot în urma acelui control, mi s-a cerut să aducem la cunoștința întregului Consiliu Local atribuțiile reglementate de legea 306/2006 cu privire la apărarea împotriva incendiilor. Articolele respective, respectiv 12, 13, 36, 36,
8, 39 și 41 au fost multiplicate și deja s-au înmânat la toți consilieri. Da, și la controlul anual, la verificarea anuală, mi s-a adus la cunoștință faptul că avem voluntari conținut. Deci voluntariatul la noi trebuie să te duci la Ivon la poartă, să-l rogi și el spune felul următor, dar eu ce câștig din așa ceva. Vreau să vă informez că consilierii locali, de bine de rău, primește o indemnizație lunară. Indiferent câte ședințe ar fi, primește o indemnizație lunară. Sunt conștient de faptul că participă la incendii, dacă sunt în localitate și nu sunt plecați în altă parte, și în satul respectiv este un incendiu sau o calamitate, sunt sigur participă fiecare. Dar dacă participați, aș vrea să vă prezentați la serviciu voluntar pentru situații de urgență, întrucât reprezentați legislativul unității administrativ-teritoriale și să completați niște documente ca și fiind voluntar. Deci să participați voluntar. Așa. Din ceea ce am discutat cu cei, nu-i neapărat că știu o parte ce vreți să mă întrebați, să fie și asigurați. O parte dintre ei, în funcție de bugetul local pe care dispunem noi, sunt și asigurați. Și anume, șoferii de mașinare, pompieri, servanță, ăștia în mod obligatoriu sunt asigurați pe viață. Și o parte din ceilalți. Deci dumneavoastră v-aș ruga să vedeți de bună voie și să vă înscriți la voluntariat. Tot participați, sunt sigur, cum ați participat altă dată, inclusiv la inundații și la incendii, v-aș ruga respectuos să vă prezentați și să faceți un contract de voluntariat. Altceva ce vrei să vă. Da. Din ceea ce am studiat azi dimineață, a apărut o ordonanță de urgență, TAPSU, deci se prelungește data, numai până la data de 31 decembrie 2016, obținerea autorizației la securității la incendiu, s-a prelungit încă cu 6 luni până în 2007, pe luna iunie. Vom avea multe de făcut, școlile, în primul rând, trebuie să-și obțină această autorizație, unitatea administrativă, să obțină această autorizație, dispensarul medical, Casa de Cultură. Discutam în ședința de dimineață la Casa de Cultură, deci în lege prevede destul de clar. Cartea tehnică trebuie să întocmită de către dirigintele de șantier, dirigintele de șantier care refuză să ne dea orice răspuns și urmează să ne facem încă o adresă scrisă și apoi vom acționa în instanță. Fără cartea tehnică nu poți să faci să obții autorizația a securității la incendiu. O să rezolvăm și situația asta. Alte probleme dacă aveți dumneavoastră. În primul rând aș vrea să mulțumesc domnilor consilierii Covaș, Florin și Clopotaru Ion și poliției Dofteana pentru acțiunea reușită de căutare a celui dispărut. Pentru problema care am pus-o la Consiliul trecut, la ședința Consiliului trecut și s-a finalizat până la urmă cu găsirea persoanei dispărute. Asta este bine că ne-am mobilizat, am căutat și am făcut o acțiune reușită. Domnule primar, ați afirmat aici că vă pregătiți de recepționarea lucrării la drumul Seaca. Eu am și eu întrebări de la cetățenii care sunt obligat la rândul meu să le aduc în discuția Consiliului Local. Este vorba despre șanțurile astea de la șosea și până, știți, până care au rămas nefăcute. Rigoarele... Da, da. Șanțurile înainte de a se începe aceste lucrări, oamenii au avut șanțuri cimentate sau zidite. Au venit cu excavatoarele, au scos sau... Bine, așa era proiectul, așa era lucrarea, nu intervine nimeni. Deci noi am înțeles că probabil o să se aducă cumva, că știți că lucrarea s-a început, dar nu e finalizată. Ce se întâmplă? În zona la Tica Lugușu se infiltrează apa în fântâni. Dincolo la Cristi Bezărău, peste drum, doamna viceprimară a fost cu mine acolo, i-am arătat, de pe ulița de la Clopotaru, nefiind șanțuri, ăștia au pus niște dale care se împreunează și n-are unde să scurge apa, domn primar. Vine direct în șosea. Ăștia cei? Cei de la Alconeu, care au lucrat. Au pus dale. Au pus dale care se împină perfect. Ei, alături sunt de alea cu găuri, cum îți la intrare la Seaca. Trebuie numai mutate, că apoi ar avea unde să duc apa în șanță. Știți? I-am arătat la viceprimarul. Terminați, vă țin de aia. Profit că este domnul comandant aici, domnii comandanți de fapt aici, și aș vrea să le semnalez
o problemă în zona barului Zafor. Eu mă duc, domnule primar, noaptea la 11:30, mi-aduc băiatul de la microbus. Parchează mașinile în așa fel de nu poți să treci pe acolo. Nu mai spun că sunt cetățeni care m-au informat că de anumite comportamente care sunt ieșite din comun, chiar cum se dezbracă în pielea goală, circulă pe drum așa. Aș vrea să aduc în atenția poliției locale, a poliției naționale, să-și intensifice acțiunile de căutare și de supraveghere pe cei care deranjează ordinea publică acolo în zonă. Deci parchează mașinile de aiure, nici nu poți trece de acolo, noapte în special. Plus cursele care se desfășoară, știți că au fost și garduri stricate și bătăi și alții. Și ultima problemă pe care vroiam să o ridic în ședința Consiliului Local, am avut o experiență care pe mine m-a uimit. Băiatul meu a solicitat o adeverință de angajare la medicul de familie, nu dau nume, vorbesc în general. I se cere o taxă, i s-a cerut o taxă de o chitanță de 10 lei. Păi prin comparație eu vin la primăria Dofteana și cer un certificat fiscal și taxa e doar de 2 lei. Eu nu pun problema băiatului meu, că nu 10 lei în capăt de țară, dar mă gândesc la toată lumea. La elevii care solicite adeverințe pentru că s-ați sau nu s-ați de educație fizică. 5 lei taxa. Mi se pare exagerat. Această problemă aș vrea să o ridic pentru Comisia de Sănătate, care până la ședința următoare poate ne prezint un raport cu ce măsuri se pot lua în acest sens. Eu nu acuz pe nimeni. Am primit o chitanță. Fără cod din registrare, dar e o chitanță. Da. Dar, deci, pun în discuția Consiliului Local, valoarea ta e prea mare în comparație cu ce se încasează la noi, la primărie. Atât. Da, domnule. Încep vorba, nu? Da. Haideți să vă spun despre ce este vorba cu acele plăci care a spus dumneavoastră vis-a-vis de Cristi de Zăroc, care ele sunt împreunate și nouă distanță între ei. Pe perioada construcției a fost făcută, deci s-au pus lipide una de cealaltă, pentru că s-au întâmplat accidente inclusiv la noi Dăltena. Intră roata de la biciclete exact în orificiul respectiv și s-a dus în cap în asfalt. Pe perioada construcției. S-a întâmplat la Dăltena, s-a întâmplat și în comuna Agăș, așa ceva. Deci este riscant. Constructorul va face așa ceva, cât se poate de repede. Astăzi vorbesc cu dumneavoastră. Dar v-am spus care sunt riscurile. Deci vin copii roți, înguste, veselicursele, și riscăm. Ei nu au cască de protecție și se întâmplă altceva. A doua problemă. În ceea ce privește ceea ce spuneți dumneavoastră, că șanțurile au venit cu utilajele cu excavatoare, au venit acolo unde v-au pus la poartă sub traversele. Celelalte șanțuri, nu spuneți că au fost betonate sau zidite. Da, la mine au fost betonat și la acții și au stricat tot șanțul. Ce interes au avut? Păi nu știu ce interes au avut, dar au stricat șanțul și l-au lărgit din cauza că nu mai corespundeau cu podețe. Domnule, deci drumul plus acostamentul nu-ți asfaltează nimeni dacă nu are minimul 4 metri jumătate. Lucrurile astea pățim acum la Bogata, nu la Bogata, minimul 4 metri jumătate. Și probabil au făcut lucrul ăsta. Dacă nu eram afectați de inundații, așa cum știți, deci era făcută regola cu șanțuri periate, cum v-am mai spus, de la Creangă până minimul sub pantă la Gârbeanu. Faptul că am fost afectați, o trebuie să mutăm, că ei în studiu de fezabilitate și un proiect nu dă unde vine șanțul periat, dă ca și metri liniari. Înțelegeți? Da, da. Și atunci am mutat, am schimbat altă soluție de așa natură. Aici ceea ce a rămas până în pantă la Hărbeanu, trebuie să o facem în urma unui proiect care o vom face anul viitor și atunci vom obține acolo acele regole de scurgere a apelor pluviale. Mai departe, sper că mă înțelegeți ceea ce vă spun. Da, eu mă bun. Altceva. Ați început prima dată să mulțumiți consilierul local și poliției rurale. Acțiunea care am făcut-o și am găsit omul ăla. Acțiunea a fost făcută dumneavoastră, a spus-o în Consiliul Local și așa au rămas. Domnul comandant a informat jandarmeria și tot așa au rămas. Ați venit familia la mine, împreună cu dumneavoastră, și am făcut acțiunea. Am vorbit cu șeful de post, domnule, aduceți-mi jandari, și a spus, da, domnule, mâine la ora 9 o să vină. Apoi, cu o oră înainte să încheia programul ziua, m-a informat, domnule, nu mai vine nimeni. Atunci am apelat la consilierii locali, o parte dintre ei, la voluntari, ceea ce vorbeam mai înainte. S-a făcut ședința aici unde ne aflăm noi, am stabilit itinerarul eu, o să spun, tu
fost care a fost acolo, v-am spus cum se poate identifica și într-o oră jumătate a fost găsită persoana. Tot eu am hotărât să-l ducem la moarga la Bacău și tot eu am hotărât să-l și aducem înapoi, să-l ducem la groapă. Eu am adus mulțumesc, scuzați, nu fac nu, nu de asta, nu, dar vreau să vă spun că am făcut o acțiune cu voluntari, inclusiv cu mare dintre dumneavoastră. Da. Numai faptul că n-am găsit omul decedat, nu erați dumneavoastră, nu am plecat să vă căutăm, cred că știți. Nu e adevărat. Domnul comandant, m-am văzut pe unde am urmă. Nu e adevărat, am sunat la mai multe telefoane și nu erați. Nu v-am sunat, nu v-am sunat și eu și zic, domnule, unde sunteți? Domnule, la Pomănești. Scotit-o un pic, să vă spun. Altceva, eu și voiam să vă informez pe dumneavoastră. Ați adus la cunoștință șefului de post. Faptul că la club sau la discoteca. Nu-i discotec. Nu-i, că nu are pe bar. Bar, bar. Hai, spuneți-mi și mie, acolo lângă dumneavoastră, este barul, cum îi spunem, sau magazin la ultimul leu. Hai să mergem acum împreună să vedeți bădegari de cal pe o parte și pe cealaltă, cum stau caia acolo, iar utilajele de la Antonet, de la firma constructoare, o trebuie să stea să sune, să strămăt poliția să-i dea deoparte. Înțelegeți? Și mai e o mașină, care nu poți să-i dau numărul și nici numele, care în permanență este acolo, trasă pe sens invers. Lucrurile acestea trebuie să le vadă poliția locală, poliția rurală. Nu am nimic cu acei care vin cu căruța, dar mai are mulți 200 de metri până acasă, după și cală o casă, nu-l pedepsească când e plus 32-35 de grade să stea în fața crâșmii și el să stea să bea bere și să se răcorească pe muncit. Deci ducă și cală o casă și căruța și se întoarcă înapoi. Credeam că le vedeți inclusiv pe astea. Eu am vrut să fac schimbul, am vrut să bag calul în crâșmă și să-l scop el de gata. Stai în soare să vadă cum. Da. Altă problemă, ce ați mai ridicat, domnul? Adeverința medicală. În ceea ce privește adeverința medicală, eu vă rog respectuos să vă adresați Ministerului Sănătății. Ei pun așa ceva. Deci să nu credeți că medicul de familie, de la el putere pune. Deci vedeți, dumneavoastră, nu numai la Dofteana se întâmplă. Nici eu nu sunt de acord. N-am negat taxele, nu? Da. Deci, cuantumul. Certificatul fiscal la primăria Dofteana este 15 lei. Da. Și dumneavoastră a spus că e 2 lei, de ce ați greșit? Certificatul fiscal de la mic luna, care îl luați cu adeverință, iar certificatul fiscal care atestă dacă aveți sau nu aveți datorii, este altceva, este 15 lei. Bun. Deci doamna, sau ce medic, a luat dumneavoastră taxa respectivă, chiar dacă mai amânăm până la ședința viitoare, doamna viceprimar nu poate să vă prezinte decât un document să vă arate din lege, deci Guvernul României, a aprobat așa ceva, dacă nu mă înșel, chiar din anul 2015. Chiar 10 lei, eu vă cred că dumneavoastră, dar nu ne aparține. Dispensarul medical nu se subordonează primăriei Dofteana, așa. Dumnealor au spațiile luate în concesiune de la noi, așa. Iar în cursul zilei de astăzi, cel de după rămâi dimineață, le voi pune în vedere. Deci, la controlul anual pe care l-a făcut inspectoratul pentru situații de urgență, ne-a spus destul de clar că în contractul de concesiune facem un adițional să le specificăm destul de clar că nu avem nicio responsabilitate în condițiile în care se întâmplă un incendiu. Acolo, la ora actuală, le-am dat în concesiune, dar până la urmă răspundem noi. Dumnealor sunt obligați să-și acea autorizații la incendiu. Da. Nu știu dacă au chiar taxe pentru elevii din la școală. Care sunt cabinete medicină interne. Taxele și le impun singur. Dar vreau să vă informez, vreau să vă întreb, toți medicii de familie din Dofteana practică așa ceva? Nu. Da sau nu? Eu știu că nu trebuie. Dom'le, am creat posibilitatea în Comuna Dofteana, în anul 2008, am adus, erau 3 medici de familie și astăzi sunt 5 medici de familie și un medic stomatolog. Aveți posibilitatea, în situația în care sunteți nemulțumiți de serviciile dumneavoastră, să mergeți la un alt medic care percepe taxe mai mici, care îți respectă programul, care este alături de acel care are un necască. Ne întâmpinăm și noi. Mă sună oameni sâmbătă și duminica și vor un proces verbal de constatare a decesului pentru faptul că nu poate să mai țină mortul pe laiță, fiind căldurile destul de mari, 32-35 de grade, și nu poate să obțină și hotărăște de comun acord cu preotul să-l înmormânteze în regim de urgență. Da, și atunci când eu trebuie să sun, nu răspunde la telefon, poate sau dacă răspunde, nu-i bine, că sunt duminica sau sâmbătă. Și de aici nu pot spune. Mai departe, altcineva. Am fost chemat zilele astea în jurul Durerea. Da. Era
În zona lui Durena, în Tochia, de câțiva cetățeni. Acolo este o cale de acces, pe malul ăla, pe făcută tot din noi, câțiva ani de zile, până la Negoiță și iese la Troiță acolo. E singurul drum care, pe care poate intra așa de pompieri. Din spate. Din spate, pe baloane. Da, așa este. Iese la Negoiță acolo. Așa este. Când a fost incendiul la Scarla, pe acolo s-a dus mașina, la Plăcintă, pe acolo s-a dus mașina, pentru că te... O intrat pe la toate Negoiță și-o plinit pe prunt la vară. Pe malul apei, până la vară. Ei, în urma apelor din primăvara asta, s-a stricat drumul. Am vorbit cu Dorel, Dorel spune că într-o zi, cu buldonul nostru, s-ar putea face. Deci, sigur se va rezolva. Sunt mai multe. Uitați, și la voi n-am văzut cine la Negoiță, s-a plinit un cetățean de 3 ori până la actuală, se dau probabil mâine, voi da bun escavator acolo. Deci noi trebuie să facem o notă justificativă pentru că aceste afecțiuni în urma inundației nu au fost cuprinse toate. Dumneavoastră veniți după 3 luni și îmi spuneți mie. Acum nu mă știu. Înțelegeți? Așa. Trebuia prins în procesul de parte să deplaseze comisia acolo. Trebuie justificate aceste ore din fundul excavator, inclusiv carburantul consumat. Dar noi o să facem o notă justificativă, o să facem poze la locul faptei acolo și o să rezolvăm situația. Oamenii au fost plecați în concediu, au venit acum câteva zile și o să nu vă pot spune să facem asta. Dar în decurs o copiat, o să o facem. La Cociorba am rezolvat situația, ne-au prins în procesul verbal cei de la inspectoratul de situații de urgență, dar nu ne-au dat nimic și să se întâmplă. Mai departe. La Seaga, acolo, la Șupturici, a spus că facem o ședință cu oameni. Da. Cum au rămas discuția între noi? Când vă hotărâți să vorbiți cu oamenii, voi participa și eu. Acolo, ca să poată să intre o mașină de capacitate mare, o lățime și trebuie să cedeze din teren, să facem un drum de acces, să putem să basculăm pământ acolo sau, dacă nu, tot oamenii să cedeze din muntele respectiv, din partea de apă, să putem să luăm cu bordul excavatorul și să depunem la lumea. Da. Face o excavație. Da. Trebuie, dar acolo nu. Acolo sunt două vagoane de pământ, ca să înțeleg. Mai departe, spuneți. La podul din care traversăm la Trotuș. Deci, când a fost apele mari și ăsta, au adus aluviuni și la picioarele de la pod. E cam nasol, că dacă iar plouă, să nu... Și așa, malurile să... Deci, domnul consilier, ce se întâmplă? În momentul în care a venit apa mare, când a venit Trotuș, a făcut distrugeri mai mari. Da. Inclusiv, a dezizolat toată conducta care duce la Cucuieț și este pozată pe pod. Și am fost nevoiți pe sub calea ferată, inclusiv sub podul pe care face legătura între Urtena și drumul care duce către Târgu Orna. Am izolat-o și am notat în agenda mea să mergem cu bordul excavatorul, să-l punem pe unul în cupă și să deblocăm pilele respective, să dăm aluviunii de pani. Este adevărat. Am mai făcut lucrul ăsta, o să-l facem. Doamna Camară, vă rog să vă notați. Eu le-am notat, sigur. Da, sigur. Da, mulțumesc. Altcineva. La Hegeac, la drumul care duce la familia Albu și la de acolo în Mărioara, s-o mai tot tăia din grădina lui de acolo Valeric. Și mi-au solicitat să poate vreo descăpăgubire, ceva sau... Cine a tăiat? Apa. Apa și pe urmă ca să facă drumul... Domnul de acolo, dați-vă un pic, de acolo vreau să vorbesc. Da. Să poate... Deci vreau o descăpăgubire, dar când o tăiat? Apa la inundație. Acum? Da. Sau în 2005? În 2000, și în 2005 și acum iar. Deci, domnule, uitați-vă despre ce este vorba. Dumneavoastră n-ați participat din motivul de mea, că e data trecută la ședință. Se întâmplă următorul aspect. Data trecută la ședință, am solicitat aprobarea consilierilor să luăm de la apele române 100 de metri pătrați, acolo este proprietatea apelor române, mai jos de pod Mihăiești, este proprietatea apelor române a Albia Pârâului, 100 de metri. Am solicitat să-mi permită să mă delege pe mine în calitate de primar să închei un contract de concesiune sau chirie cu cei din apele române, cu Albia Pârâului, ca să se poată lucra la momentul când noi vom desfășura activitatea acestui proiect, care la ora actuală se află pe masa APDRP-ului Iași. Să vedem. Avem 63 de puncte, se va pronunța eligibil sau, știu, mai așteptăm, să vedem ce se va întâmpla. Noi am solicitat 100 de metri pătrați. Deci este proprietatea apelor române. Acel pârâu este proprietatea apelor române. Scrie destul de clar în lege. Orice apă de la izvor și până la revărsare, care depășește 5.000 de metri din ea, se află în proprietatea apelor române. Din experiența pe care o am și ce am avut cu podul de la Larga, mi-a trebuit dreptul de execuție și am făcut un cadastru numai unii executăm acolo, în numele apelor române, să primim dreptul de execuție și avizul de lucrat acolo.
Iar la momentul respectiv, mai înainte discutam, dacă eu am fost afectat în anul 2005, parțial în 2010, cu totul fugit, parțial în 2010, comisia care s-a deplasat la locul fapt, ei trebuie să întocmească un proces verbal și să specifice destul de grav pe ce lungime, pe ce lățime, ce familie au fost afectate, și așa mai departe. În anul 2005 n-a făcut. Pentru faptul că atâta există două foi făcute aici, cine a primit în 2005 și cine a primit în anul 1992, 91, ajutoare în bani, materiale și financiare, sunt câteva persoane care sunt trecute acolo. Deci nu există niciun proces verbal în care să arate că malul respectiv a fost afectat și era în proprietatea cetățenilor Albu, Boboc și cine mai e acolo. Nu există. Noi am făcut și spuneam și data trecută, am luat aprobarea la ședință, am făcut puntea aia nu știu a câta oară. Ați văzut-o și acum. Acum nu-i dărâmată, s-o dărâma la inundație. Am făcut-o acum, deci este pietonală, se poate trece. Săptămâna trecută, nu acum două săptămâni, au fost cei din Iași în verificare împreună cu mine acolo. S-au făcut poze acolo, am discutat, este o valoare destul de mare care trebuie să introduce acolo, pentru că calea de acces duce în partea elată pe uliță până la sandul de acolo. Da. Se consideră calea de acces. Acolo se vor consolida marul de abrupt, se va face drum, se va face asfalt, inclusiv până în ulița care face legătura cu neasandul, pot fofonel și în dreapta ieșim la parcul dendrologic. Dar asta vă spun, să soliciți despăgubiri, trebuie să te prezinți în fața comisiei respectivii care vine de la prefectură, de la inspectorat pentru situații de urgență, cu un cadastru din care să-i arăți destul de clar. Până aici a fost hotarul meu, este intambulat și am cartit în cear. Dacă dumneavoastră sau cine spune acolo, domnule, am trecut la primărie, fiecare trece pe proprie răspundere. Cât am? 7 prăjini. 1300 și nu știu cât, aproape 1400, 7 prăjini. Deci, declarația pe proprie răspundere ține loc de impozit și taxe. Deci, cât ai declarat, atât te impozitează. Dar în ziua de azi trebuie știi cadastru, intambulare, carte funciară, dovada proprietății. Asta vreau să spun. Dar dumnealor au dreptul să se adreseze oricărui instituție a statului, în scris, prefectura, inspectorat pentru situații de urgență, oricine, și nu am nimic de obiectat dacă vine și îi descăpunește. Chiar arată din rău. Spuneți. Domnul primar, adică ce iam acolo ar trebui indicator cu trâmpul din nivelul. A fost, vreau să spun, a fost și-o dispărut. A dispărut un text la carte, așa cum a dispărut și-o dispărut. Și nu știu vopția dacă se poate vopții de nivelări. Că vin ăștia care nu știu și ne înjur că nu vopția de la distanță. Mă înțelegeți, de comun acord, Consiliul Local, am pus morții alea. Sunt foarte buni. Da. Și am pus și acele indicatoare. Știu. Bun. Indicatorul a dispărut săptămâna trecută, domnul șef din poliție locală, de la drumul Lerge, când ne-am introdus grinzele la pod. Era acum două săptămâni. Acum nu ne cedează trecerea la ieșire în 2012. Nu l-a luat cu totul. L-a luat numai indicatorul. Cedează trecerea. La dumneavoastră nu-i dispărut de acum, mai de mult. Da, da. La Maranata, la fel. La Micușor, Hârbu, Zizdâră, la fel. Așa. Am primit o avertizare de la drumuri județiene și naționale, în condițiile în care se întâmplă un accident, suntem direct răspunzători. Sunt conștient de așa ceva. Și să le fac celor care eu fac, fac o adresă de când se fură către poliția rurală și mă debarasez. În ziua de la ora de, au dispărut indicatorul. Dar ce să vă spun mai departe? Căci la parcul de agrement care a fost construit din fonduri europene, ne-a distrus un panou care costă amândouă în bani vechi 42 de milioane cu tot cu TVA. Nu este făcut din noi, nu-i construit din noi, mă obiși l-am montat acolo. Bineînțeles, când am adus la cunoștință părinților, vă dați seama ce se întâmplă. Cu copii și mai departe. Da, nu. Luați-vă în spate și vă duceți să o faceți, puteți să o facă cineva gratuit. Dar noi suntem obligați să-l puneți. La dumneavoastră, mai spart, când eram în contract cu Sapardo. Da. 18 milioane un panou, nu știu de câte ori. Da. Până a ieșit drumul din garanție. Da. Ce am hotărât eu? Dar mai greu să facem lucrul ăsta. Să sparg inclusiv mortul ăla și de la Costicu Jocaru și celălalt și să nu mă am deloc, m-a înjurat prea mult, 8 ani mi-ajunge, înțelegeți? Să le dau de tot jos și nu mai fac nici obiectul. În primul rând m-a înjurat pe mine, vă zic că au fost ideea mea, dar sunt foarte buni. Știți cum trec cu viteze, când scapă de acolo, zici că lucrurile mașină. Doamne, drumul este reglementat prin indicatoare de circulație. Da. În localitate să știi cu cât se circulă, el nu respectă nici mortul care ne-a pus pe asfalt și nici indicatorul, dacă nu vrea să-l respecte, nu?
Și dacă Doamne ferește s-a întâmplat ceva, este teribil răspunzător că nu a respectat viteza, s-a constat că au avut viteză mai mare decât trebuia și atât. Deci am să fac, am încercat cu un pic amăr, dar până la urmă am să-mi sparg. Și atunci nu mai e nici nevoie de indicator și nici de mortul. Încă mult cetățeni spunea că vin la dumneavoastră să mai faci sluncheva. Și nici nu turnați asfaltul pe seaca în larga și pilozii aia Bucuieț, că nu zis, domn primar, să puneți niște morți. Nici nu. Atunci puneam piatra concasată. Foarte corect. Sunt din așa, din plastic. Da, uitați-vă pe internet, că aveți acces, vedeți cât e unul și cât e să vedeți cum și vă faceți o idee toată. Și veniți în noiembrie sau în decembrie la buget și spuneți, domnule, vrem să cumpărăm. Uite, am găsit pe internet, atâta costă. Vă spuneam, în baza legii 98-2016, orice achiziție, un pix, dacă cumpăr, trebuie să luăm din catalogul, din serviciul de achiziții publice, catalogul electronic. Se luăm și până acum, dar aveam un procent, 42-45%. Acum 100%, tot ceea ce se cumpără, un fix. Și aseară se vorbea la televizor, nu se achiziționează marfa cea mai ieftină, aceea care este de calitate. Și atunci, la 1 ianuarie, o să luăm așa, accesăm pe catalog electronic și cumpărăm de acolo. 5 volt. Și vedeți cât costă. Poftim? 5 volt. Consiliul local trebuie să hotărească lucrul ăsta și... Mai departe, eu am reținut. O soluție trebuie să găsească. Domnul primar, am mai solicitat și verbalul dumneavoastră, v-am mai zis, la cupeiți la cămin, dacă s-ar putea și-ar fi bani, niște aparate de recondiționat. Câteva, câteva... Da, domnule. Eu am zis. Cum să zic? Uitați despre ce este vorba. M-ați văzut mai înainte că am stat de vorbă cu un domn ministru, nu? M-o sunat și de la guvern, dumneavoastră m-o sunat. Deci am fost domn la guvern, voi primi 13 aparate de aer condiționat dintr-un birou, care va fi el, va merge Toma Băuriță, voi închiria o mașină și voi transporta 13 aparate de aer condiționat de la guvern, care ele au fost folosite, dar sunt în bun stare de funcționare, câteva laptopuri, calculatoare și imprimare. Asta voi face. Și dacă va fi posibilitatea și voi avea de unii, am să vă dau și acolo. Da, măcar patru. Da, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru, că ați făcut o adresă în care spuneți că vreți să predați cămin de un an de zile. Asta nu înseamnă că să nu ridici o problemă care nu e mea. Nu ridicați o problemă, dar te ridau acolo și aveți grijă de ce. Da, asta e indiferent ce nu venim să... Administrează mai departe. Am înțeles. Notați-o mai departe. Și aș mai vrea să mai specificați că poate unii din consilieri, cel puțin cei din Cucuieț, că la aia, cu aprobarea construirii zidurilor alea de beton, care l-am solicitat chiar eu acolo la Pârâu, să spuneți că s-au făcut din banii mei proprii, adică a băiatului și nu investiția primăriei. Poate o să ducă discuții mai departe, că am solicitat și s-a dat beton. Da. Și eu am citit un referat care a semnat mai multe persoane. Cum ați împărțit dumneavoastră banii? Nu știu. Dacă ați ajuns la înțelegerea numai dumneavoastră să pune sau băiatul dumneavoastră, să este problema strictă a voastră, nu? Să nu interpreteze că s-a dat ciment de la primărie, că s-a dat... Nu s-a dat nimic. Noi am pus la dispoziție spațiu public. Cândva trebuia să-l facem și noi. Dar dacă dumneavoastră ați venit cu sursă financiară proprie, corect, noi nu putem decât să vă mulțumim. Corect la preot. Da, am înțeles. Mai departe. Alte probleme. Dacă nu mai sunt probleme, declarăm ședința închisă. Vă mulțumim pentru participare. Da, da.